Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studioul Alfa Omega TV, la ultima emisiune live a anului 2013, așa după cum ați observat și din genericul de intrare în această emisiune. Astăzi dorim, împreună cu Mirela, bine venit Mirela și mulțumesc că ești alături de mine și în această ultimă emisiune a anului. Împreună cu Mirela și cu invitații noștri, o să aflați pe parcurs și împreună cu colegii noștri, împreună cu întreaga echipă de aici din platou și din regia tehnică, încercăm să punctăm în emisiunea din această seară lucruri pe care Dumnezeu ne le-a arătat în acest an, în ultima perioadă, dar în special în acest an, legat de lucrarea Domnului în România. Nu avem pretenția că am sesizat și am identificat toate punctele în care Domnul lucrează în România. Sunt multe lucruri care poate au fost revelate altor zone, altor grupuri, dar noi, prin perspectiva unor oameni de media, prin ochii unor oameni de media, am încercat să înțelegem, să vedem ce face Domnul în România, cum lucrează Domnul în România. Trecem în prima parte a serii, așa pe rând, împreună cu Mirela și cu echipa care a pregătit câteva materiale, prin câteva puncte care, zicem noi, caracterizează ceea ce Dumnezeu face în România. Repet, asta din perspectiva noastră a oamenilor de media și din înțelegerea noastră pe care o avem despre acest lucru. Da, prin faptul că am fost martor la aceste evenimente și în anul 2013, dar suntem și parte din ceea ce Dumnezeu face în România în vremea aceasta. Aceste puncte, oarecum, sunt o continuare a celor de anul trecut, pentru că și la finele lui 2012 am avut o astfel de misiune. Multe dintre puncte se regăsesc, aproape toate, pentru că toate au continuat într-o măsură mai intensă în acest an. Și da. Unele s-au amplificat, unele au fost potențate, altele continuă la un ritm mai accelerat, altele mai accelerat. Am zis să începem aceste puncte cu o constatare a noastră. Nici nu am îndrăznit să pregătim un material video pentru aceasta, nu e vorba de îndrăzneală, ci am considerat, poate mai bine doar să enunțăm acest lucru, ce observăm în general în trupul lui Hristos din România, în Biserica Domnului din România, indiferent de confesiune, zonă religioasă, la creștinism mă refer. Sesizăm o continuare a unei separări. Sunt credincioși, sunt zone confesionale care continuă să meargă într-o zonă mai tradiționalistă și sunt alți lideri, alte grupări, alte părți din trupul lui Hristos care vor să iasă din tipare, care vor mai mult, care caută mai mult, care se lasă provocați de Duhul Sfânt și care intră într-o dimensiune nouă. Această dimensiune a separării, poate o să mai revenim la ea împreună cu invitații noștri mai pe finalul acestei seri, dar acesta este unul din punctele pe care le-am sesizat noi ca o caracteristică generală a lucrării Domnului din România, o continuare și o extindere a acestei separări ca elemente de diferențiere fiind, zicem noi, poate chiar un spirit de religiozitate. Acest spirit de religiozitate poate că este acum confruntat mai puternic în perioada aceasta, pentru că Duhul Domnului vrea să se miște liber în biserica lui din România. Și nu doar în această dimensiune am constatat o diferențiere, între grupurile de creștini. Am mai constatat o diferențiere puternică în sensul sfințirii, chemării la sfințire pe care Dumnezeu o face cu insistență bisericii lui din țara noastră, indiferent de denominație, indiferent de zona de slujire a fiecărei biserici, este o chemare intensă la sfințire pentru biserica. Unii răspund la această chemare, da, și aici este nouă o formă de separare de cernere a celor care aleg să se pună deoparte pentru Domnul într-un mod clar și fără echivoc și alții care încă mai umblă într-o relație poate de compromis, conformându-se presiunilor lumii acesteia. Ai și niște versete pe care Domnul ți le-a dat. Până atunci, așa, remarcăm în România ridicarea unor lideri, a unor organizații. Noi am zis a unor lideri radical pentru Hristos, a unei generații Iosua care efectiv intră în ritm accelerat în promisiuni. Ca și credincios, uitați-vă, identificați-i, vedeți, simțiți-i, încurajați-i, pentru că ei sunt generația care vor accesa zone care nu au fost până acum abordate. Iosua, când a primit această împuternicire de la Domnul, a spus că despre mine, eu și casa mea, alegem să-i slujim Domnului. Deci, într-un fel, este accentuarea acestei dimensiuni a separării de spiritul lumii și de a ne pune deoparte pentru Domnul. Bine că ai niște versete da, din Apocalipsa 22:11.
ultima parte, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Da, și doar așa, ca o concluzie la acest prim punct, încercăm să trecem repede prin cele 12 puncte pe care Domnul le-a pus pe inimă. Așa, cred că este o provocare la sfințire, tot din perspectiva venirea Domnului, din perspectiva pregătirii Birese, o să vorbim despre aceasta puțin mai târziu, dar este și o trecere a focalizării în trupul lui Hristos de pe o rigoare confesională, să zic așa, o trecere la o focalizare pe Iisus Hristos. Aproape că sunt foarte mulți creștini care se uită la Iisus Hristos înainte de a fi preocupați de a păstra o rigoare confesională. Acesta este... Și vrem să trecem mai departe. În al doilea rând am remarcat așa ca un subiect care preocupă tot mai mult zona evanghelică în special, dar nu numai, și zonele creștini tradiționale, este cea a împărăției lui Dumnezeu. Este subiectul teologic la modă. Este poate cel mai abordat și în discuții, și în evenimente, și în discuții teologice, poate și în anumite biserici se vorbește tot mai mult, sunt conferințe care au teme ce au de face într-un fel sau într-altul cu identitatea în Hristos, cu împărăția lui Dumnezeu, cu valorile împărăției lui Dumnezeu. Și vrem să semnăm acest lucru. Am încercat să simțim anul acesta, să identificăm moduri, locuri, biserici, lideri care se centrează teologic, doctrinar pe valorile împărăției lui Dumnezeu. Acest semnal, în fond, accentuează tot mai mult asumarea de către Biserica Domnului din România a statutului pe care îl are de reprezentant al Domnului Iisus Hristos pe pământ, de ambasadorii lui Hristos pe pământ, de împuterniciții Domnului care duc valorile împărăției la cei din... Și am zis la acest punct să am selectat câteva minute dintr-o serie de seminarii mai largi pe care profesorul Iosifson, pe care Domnul folosește în România acum mult pentru a statua, a pune bazele teologice ale Evangheliei împărăției dintr-o înțelegere nouă, completă, a Evangheliei de plină. O scurtă secvență pe care am selectat-o pentru a ilustra acest punct. Împărăția lui Dumnezeu nu-i vorbe, ci putere. Dacă noi ne reducem totul la vorbe, înseamnă că nu-i împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se manifestă prin acte de putere. Domnul Iisus, când ne-a învățat rugăciunea domnească, ne-a învățat două lucruri acolo referitor la împărăție. Unu, să ne rugăm, vie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta cum se face în ceruri. Și să încheiem, căci a ta este împărăția, puterea și slava. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu vrea să le așeze pe pământ. Împărăția lui, puterea lui și slava lui. Habacuc a avut viziunea aceasta în Habacuc 2:14. Pământul va fi plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Pământul va fi plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu. Deci sunt trei lucruri esențiale: împărăția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a venit pe pământ cu scopul acesta, să așeze pe pământ împărăția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Noi trebuie să urmărim proiectul acesta, să urmărim planul acesta al lui Dumnezeu, să vedem și planul în întregimea lui, dar mai ales să înțelegem unde e secretul puterii.
Într-adevăr, la acest punct, doar ca o subliniere, trăirea în Împărăția lui Dumnezeu aici, acum, identitatea noastră ca și cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, identitatea Hristos, noastră ca și ambasadori ai Împărăției lui Dumnezeu, sunt lucruri care preocupă tot mai mult trupul Hristos, este simptomatic. Noi am încercat să sesizăm ca Alfa Omega în anii trecuți, care au fost temele care au stârnit cel mai mult, a fost vindecare, eliberare, cea de-a doua venire a Domnului, dar acum, în special anul acesta, aceasta a fost o temă care a preocupat foarte mult și cred că e important să înțelegem acest lucru. E foarte important pentru că Dumnezeu se manifestă pe pământ prin copiii săi. Și dacă copiii săi nu au claritate în ceea ce privește identitatea lor în Hristos, autoritatea cu care sunt investiți, nu pot să intre în dimensiunea aceasta de evangelizare masivă a lumii. Deci este o necesitate a timpului. Și aș vrea să concluzez într-un fel legat de Împărăția lui Dumnezeu, tot mai mulți credincioși. Și cred că și începând cu noi, cu echipa Alfa Omega și cu vezi la tot mai mult credincioși, încep să descopere, să-și dea seama tot mai mult care este identitatea lor în Hristos. Este ceva, un element cheie, este o preocupare pe care Duhul Sfânt o stârnește în inima foarte multor credincioși legat de identitatea Hristos și de apartenența noastră la Împărăția lui Dumnezeu și la înțelegerea valorilor Împărăției. Punctul 3 pe care l-am înțeles noi, să mergem mai departe, vrem să le parcurgem pe toate, este legat de echipă. Parea în trupul lui Hristos și prefacez un scurt modul pe care l-am realizat cu faptul că vedem o preocupare cum n-a fost în anii trecuți, în creștere, să zic așa, o preocupare în biserici diferite, în grupuri, în zone de educație, o preocupare pentru echipare masivă, largă în trupul lui Hristos. Sunt poate mai mult ca în anii trecuți, mai mare preocupare pentru forme de studiu biblic diverse, pentru a folosit diverse metode de echipare, de a da mai mult loc, a face mai mult loc grupurilor de casă sau de ucenicie. Este ca o pregătire în zona aceasta de echipare și a trupului lui Hristos pe care Domnul o face și o stârnește și o provoacă în trupul lui în această vreme. Și în Efeseni, capitolul 2, versetul 4, says that I am currently spune că eu seated in heavenly places, sunt prezent așezat în locurile cerești in Christ Jesus. În Hristos Iisus. I am already seated in deja heavenly places, sunt așezat în locurile cerești cu Iisus. And I believe și cred that when that becomes a reality, că atunci când acest lucru devine o realitate, when that verse moves from a theology and a philosophy, când asta nu mai este doar o teorie și o filozofie, and it becomes a reality, și devine o realitate, that it will change your destiny, că îți va schimba destinul. It's in the church that was at Antioch. Erau proroci în biserica din Antiohia. And teachers. Și învățători. Now this is vital. Și asta e vital. The prophetic. Pentru că slujea profetică, worked with the teaching ministry, a lucrat cu slujirea de învățătură, not against the teaching, nu împotriva slujirii de învățătură. No more limitations. Nu mai există limitare. No more bondages. Nu mai există graniță. I'm free from tonight. Sunt liber. No limits. No boundaries. Mă numesc Cristian Barbosu și sunt pastorul Bisericii Harvest Metanoia din Arad. Scopul bisericii noastre este cel din Evanghelia lui Matei, din capitolul 28, unde Domnul Iisus ne îndeamnă pe noi credincioșii să mergem, să predicăm, să-i botezăm și mai apoi să învățăm pe cei care se întorc înspre El. Eu cred că același efort pe care noi, ca și biserici, îl facem în a prezenta Evanghelia, în a aduce pe oameni la Hristos, în a-i boteza pe oameni, în aceeași proporție, cred că efortul nostru trebuie să fie prezent și în a-i învăța pe oameni, în partea a doua a versetului, și anume în a învăța cum să aplice, cum să trăiască personal adevărurile Scripturii. În biserica noastră, în Harvest Metanoia din Arad, exact lucrul acesta îl facem, dar îl facem într-un mod strategic, într-un mod organizat, cu o viziune clară, implementat fiind prin intermediul grupurilor mici. Spre exemplu, în cadrul bisericii noastre, toți membrii bisericii noastre sunt integrați, implicați într-un grup mic care se întâlnește săptămânal în casele lor și unde frații și surorile, inclusiv oamenii necredincioși care vin la aceste grupuri mici, interacționează, spre exemplu, cu mesajul predicat din duminica precedentă. Au primesc câteva întrebări aplicative care au de-a face efectiv cu întrebări de genul: cum îmi vorbește mie textul acesta pe care l-am studiat duminică în biserică?
Ce trebuie eu să schimb? Sau cu ce mă ajută pe mine în viața de credință? Există ceva în textul respectiv și sunt luate detalii din text care au de-a face și cu viața mea? Și vezi cum, într-adevăr, omul devine din ascultător sau privitor sau spectator împlinitor. Colegiul Biblic Veritas România este o organizație care sprijină bisericile locale prin programul pe care îl are. De fapt, cuvântul de ordine la Veritas este echipare pentru slujire. Este o organizație care aduce pregătirea biblică și formarea de lucrători la nivelul membrilor bisericii. Există un grup mai restrâns în fiecare biserică locală care își poate permite să facă sacrificii, să investească în pregătire teologică și formare pentru slujire, dar marea masă de oameni din biserică s-ar putea să nu aibă această posibilitate. Acesta este motivul pentru care Colegiul Biblic Veritas vine în întâmpinarea acestei nevoi, în așa fel încât fiecare membru al bisericii locale care dorește să se pregătească pentru slujire să poată face lucrul acesta. Accentul pus de către Colegiul Biblic Veritas este mai degrabă unul practic în formare de lucrători decât unul teoretic. Alocopii face parte din mișcarea Children Global Forum, care este o mișcare la nivel mondial și care încearcă să înțeleagă tot mai bine modul în care biserica trebuie astăzi să facă o evanghelizare eficientă în rândul noii generații. În primul rând că încercăm să ne îngrijim de viața spirituală a copiilor, mai apoi avem programe care sunt adresate lucrătorilor cu copii din biserici sau alte organizații și mai apoi încercăm să ajungem și la părinții acestor copilași. În acest modul ați avut câteva exemple, atât imagini de la conferințe diverse pe diverse teme, pe care noi chiar le-am înregistrat și le-am surprins și le-am difuzat pe canalul Alfa Omega TV ulterior, cât și câteva exemple. A fost pastorul Cristian Barbosu din Arad, care ne-a arătat focalizarea lui pe echiparea tuturor membrilor bisericii prin încurajarea celor grupe de casă. A fost și Colegiul Biblic Veritas, care clar a subliniat că nu se focalizează pe echiparea liderilor, ci pe echiparea masivă a membrilor bisericii. Și a fost Răzvan Duminică, cu această slujire în rândul echipării copiilor și a tinerei generații. Cred că este simptomatic. Dacă poate an de rândul echiparea biblică era focalizată mult pe lideri, în studii, în institute teologice, acum vedem o preocupare tot mai mare pentru acest lucru. Chiar dacă sunt zone informale. Colegiul Biblic Veritas este un exemplu de slujire formală, într-un cadru organizat, dar la nivelul întregii biserici. Deci, e o tendință pe care am remarcat-o și o vedem și cred că trebuie încurajată și biserici care până acum nu s-au gândit prea mult asta, Duhul Domnului face acest lucru, stârnește liderii ca să organizeze, să creeze cadrul pentru ca toți membrii bisericii masiv, complet, în mod larg să aibă acces la învățătura biblică. Ok, să mergem eventual mai departe. Punctul 4 pe care ne-am pus noi aici ca un punct este o amplificare a lucrării de pregătire a trupului Hristos, a miresei. Eventual să facem câteva comentarii după ce să rămânim un scurt material. În anul 2013, sentimentul urgenței s-a amplificat într-o zonă semnificativă a trupului lui Hristos din România. A crescut interesul în tot mai multe biserici, indiferent de culoare confesională, pentru învățătură și slujire în vindecare interioară și trupească și eliberare și slujire profetică. Lucrări de reconciliere de slujire în vindecare și eliberare s-au diversificat, Domnul și-a pregătit în România o mireasă fără pată și fără zbârcitură. E o preocupare în creștere în România pentru sfințirea și curățirea trupului lui Hristos prin lucrări specifice de slujire în zona de vindecare, vindecare interioară, vindecare fizică, trupească, eliberare de influențe din partea celui rău. Sunt foarte multe, deja multe organizații, departamente în biserici care slujesc în această zonă. Sunt foarte mulți credincioși care doresc să fie slujiți și care nu se mulțumesc doar să fie mântuiți, să-L primească pe Domnul Iisus în inimă și după aceea să-și continue viața de credință într-un
într-un mod pasiv. Oarecum face parte din echiparea bisericii în continuare, pentru că acești creștini care sunt, să zic, întregiți, au revelația plinătății în Iisus Hristos, sunt eliberați de multe, poate, traume, frici cu care au venit când s-au întors la Domnul, pot la rândul lor să se ocupe eficient de cei care vin în Împărăția Lui Dumnezeu, care sunt întorși la Domnul în continuare. Și este o lucrare care se extinde, deci nu este doar spre beneficiul personal al celor care sunt slujiți în felul acesta prin lucrări de care ai spus, lucrări de consiliere, de slujire, dar la rândul lor se implică mai departe în a sluji altora și ține de dimensiunea aceasta a eficienței trupului lui Hristos. Nu doar că fiecare creștin este sfințit, curățit, ci la rândul lui poate fi unul care slujește eficient altora, care vin oamenii cu nevoi extrem de mari în Împărăția lui Dumnezeu și au nevoie de ajutor. Ajutorul acesta nu poate fi dat doar de liderii bisericii, pentru că ar fi sufocați. E nevoie deja ca tot mai mulți creștini să aibă înțelegerea unor dimensiuni spirituale mai adânci și să poată ajuta și ei la rândul lor pe alții. Și vedem asta. Sunt tot mai mulți membri în bisericile, atât evanghelici cât și în biserici tradiționale, care sunt deschiși, caută învățătură. Avem și noi la Alfa Omega resurse, video, cărți în zona aceasta de slujire, în vindecare, eliberare, și este o preocupare în creștere explozivă în trupul lui Hristos pentru acest lucru. Și sunt multe biserici care dau drumul astfel de slujire. S-au creat departamente, oameni slujitori îi încurajează. Sunt grupe de consilieri care au fost create în biserici, exact, da, care au acest scop, ca să slujească celor aflați în nevoie. Deci pe lângă echipele pastorale din biserici sunt astfel de slujiri deja dezvoltate. Sigur că sunt, poate încă sunt biserici care au rețineri, au o reținere față de această slujire, dar acest lucru nu-i scuză. Cel puțin în această emisiune află despre asta. Nu vrem să punem în evidență, să subliniem organizații specifice care sunt taxate pe acest lucru. Noi am asistat, am filmat, dăm pe canal multe slujiri de acest gen, de la multe conferințe sau întâlniri de rugăciune sau de slujire specifice, dar sesizăm acest lucru. Sau general Această slujire s-a extins. Și pe lângă faptul că s-a extins această slujire, oamenii au devenit tot mai conștienți de nevoile lor personale. Poate că au fost oameni care s-au confruntat cu frică ani de zile și n-au știut cum să o rezolve. Trecând printr-un astfel de proces de slujire, pur și simplu acele rădăcini ale fricii din viețile lor au fost eliminate și se manifestă altfel, sunt altfel în Împărăția lui Dumnezeu. Da, într-un fel sunt lideri, organizații, chiar biserici, care sunt agenți, sunt catalizatori acestei dinamici noi în Biserica Domnului Hristos, sunt agenți ai schimbării, cum zicem noi, și ai unității în același timp, și pe dimensiunea aceasta a curățirii trupului, a miresei, pentru că Domnul va veni după o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Și așa să înțelegem această preocupare, ca o dorință a Domnului de a-și curăți mireasa. Din toate punctele de vedere, în toate aspectele. Să mergem mai departe, punctul 5 din lista noastră e un punct mai special, mai poate mai sensibil. I-am zis noi un cântec nou, sunetul națiunii, și înainte de a vedea o scurtă selecțiune din momente mai speciale, poate să am putea vorbi mai mult despre acest lucru. De câțiva ani de zile, în special după vizita de acum 5 ani al lui Darlin Cec în România, am urmărit și am încercat să vedem modul în care acea rostire profetică peste închinători din România începe să se împlinească. Și Darlin Cec, lidera de la Hillsong, într-un concert pe care l-a avut aici în Timișoara, într-o seară de închinare, a avut această rostire, eliberarea și începutul eliberării unui sunet nou al națiunii din esența și din sfința poporului român. N-a fost doar acel moment profetic, pentru că vreau să spun acest motiv de rugăciune a existat în inima mijlocitorilor din această țară de mult. Dar cred că a fost un click, un moment de click când au început anumite această creativitate în închinare, în cânte, acest cântec nou să iasă la lumină. Poate că a fost atunci, în acel 2007. În regie avem doi invitați, o să-i vedeți în partea a doua serii, amândoi închinători în felul lor și ne urmăresc și aștept să comentăm împreună poate punctul acesta mai pe larg în partea a doua serii. Însă ceea ce remarc eu înainte de a vedea spotul care urmează, ceea ce remarc este o trecere, o tranziție de la cântarea creștină obișnuită, fie creștină contemporană sau cântarea clasică, la închinarea biblică în duh și în adevăr. Aceasta este tranziția care se accelerează în acest sezon, în această vreme, și care a prins în anul acesta 2013 un avânt și o deschidere foarte mare.
Eu cred că, într-adevăr, Dumnezeu are ceva special pentru România, pentru muzicienii români, pentru trupele românești și nu cred că se limitează numai la trupă, pentru că noi suntem trupul lui Hristos și atunci, automat, că noi fiind preoți, eu mă văd ca un preot, ca un om al lui Dumnezeu, care mai înainte să fiu muzician, mă văd ca un preot, un om al lui Dumnezeu care mă pretind și că am o viață curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are ceva nou. Are ceva nou. Ne place să mâncăm pâine proaspăt în fiecare dimineață. Și Dumnezeu are ceva nou și pentru România și trebuie să vedem în viitor mai mult. Este un cântec că trebuie să vezi mai mult decât se poate vedea. Trebuie să te uiți un pic înainte la lucrurile care Dumnezeu le-are pregătit. Și încă o dată spun, să ne rugăm lui Dumnezeu să fim în voia Lui. A fost câteva melodii pe care le fredonăm deja și care, cum era cântecul Leul din Iuda, care deja este cântat de... S-a extins foarte mult în țară. Este poate cântecul anului, într-un fel, și poate nimeni... Au început să uite lumea că l-a compus Sani. Cred că l-a primit de la domnul Sani. L-a primit de la domnul Sani și prin el Dumnezeu l-a dat multora, de exemplu. Și ce vreau să vă spun? Că și, se întâlnesc, cum a fost acea scurtă secvență la Festivalul Creația, recent găzduit în Oradea.
se întâlnesc sau la Drumfest, gânătorii se întâlnesc între ei, încep să comunice, schimbă experiență, se încurajează unul pe altul, se promovează unul pe altul, lucru care nu era atât de clar și de evident în anii trecuți. Au trecut de la starea de a încerca să fie oarecum vedete, celebrități, la starea de închinători. Și în momentul în care sunt închinători, rivalitățile dintre ei se topesc și pur și simplu înțeleg că împreună slujesc unui Dumnezeu viu și chiar dacă fiecare are un mod specific de închinare, sunt importante toate aceste dimensiuni, toate aceste fațete ale închinării în trupul lui Hristos. Asta am remarcat apropo de conectarea închinătorilor, că încep să comunice, să interacționeze, să lucreze împreună și nu doar că sunt preocupați de ei înșiși, ci încep să investească în tineri. Lucrul acesta l-am observat la mai mulți închinători care au început să circule, să antreneze prin școli de închinare tânăra generație în a ajuta să-și talentul și l-au descoperit, dar în a-și putea pune în valoare talentul pe care Dumnezeu l-a dat. Asta vreau să adaug la acest punct că multe, pe vreme, înainte erau concerte, seri de muzică creștină contemporană. Se transformă încet încet aceste momente în seri de închinare îmbinate cu slujire și cu revelație profetică. Da. Nu mai sunt atât de mult concerte de muzică creștină, ci seri de închinare și revelație profetică. Dau un exemplu. A fost o scurtă secvență într-un cântec cântat de cristocentric, Boala hainei tale. Am fost de față la o conferință la care ei au primit acest cântec atunci, de la Domnul. Și a devenit apoi un cântec de intimitate al miresei vis-a-vis de Dumnezeu. Și așa sunt mai multe exemple, inclusiv ce a cântat Viorela, a fost ceva primit spontan atunci de la Domnul. Deci, tot mai des se întâmplă acest fenomen și apoi aceste cântări care sunt primite în felul acesta sunt transmise și încep să se extindă. Aș crede că este unul din semnele cele mai clare și mai evidente și cele mai duhovnicești într-un fel, ale faptului că Dumnezeu lucrează lucruri noi acum, în special în zona aceasta de închinare. Și încă un lucru mai vreau să remarc, că aceste cântări care sunt de la Domnul și care au ungere, pur și simplu se extind ca un foc în trupul lui Hristos. Imediat, duhurile celor care sunt prezenți sunt captate și toți cântă împreună cu cel care se închină. Deci nu există acea idee că cineva pe scenă cântă și restul ascultă. Toți cântă împreună. În fond, asta este închinarea pe care Dumnezeu vrea. Numai câteva minute. E o trecere evidentă de la cântarea creștină, contemporană sau clasică, la închinarea biblică. În partea a doua serie vorbim poate mai mult despre acest lucru, dar cred că este un semn important. Și în fond, marile bătălii ale Domnului au fost pe o schemă în care închinătorii erau în față. Cei care l-au dat pe Domnul erau înaintea armatei care venea din urmă. Mai vreau să fac o remarcă. Nu înseamnă că închinarea prin cântece care au fost inspirate de Duhul Domnului, dar cu alt ritm, cu altă melodicitate, care sunt încă foarte cunoscute, prezente, cunoscute în trupul lui Hristos, nu poartă prezența Domnului. Și ne-am închinat extraordinar și pe cântări poate mai tradiționale care sunt parte din moștenirea de credință a Bisericii Domnului din România. Dar sunt din nou, am remarcat, acele cântări care au acea dimensiune românească, care au acea, nu știu, acel ritm românesc, care sunt inconfundabile și care clar nu au fost preluată de la vecini. Deci sunt cele două dimensiuni ale închinării care pătrund, în care oamenii se închină. Cea tradițională românească, dar și cea nouă, care vine tot așa prin revelație și se adaugă. Da. Și ne bucurăm și noi de la Alfa Mega că suntem unul din canalele prin care acest suflu nou în închinarea biblică pătrunde în țară și provoacă inima multora. Să trecem la punctul următor. Practic, am remarcat în anul acesta extinderea unor lucrări de rugăciune și de închinare. În anii trecuți erau poate zone izolate, erau acea zise casele de rugăciune, care în afara bisericii sau în cadrul bisericii. Acum acest lucru, aceste lucrări de închinare și rugăciune extinsă s-au extins și încep să prindă rădăcini în diverse locuri și în diverse orașe din România și mai mult decât atât încep să se interconecteze între ele. Un scurt material după care o să facem câteva comentarii.
păstorii din București au venit la o biserică penticostală, de aici, Biserica Emanuel, au venit acolo păstorii și ne-am rugat. Și seara, în aceeași zi, aici, în Biserica Sfânta Treime, au venit membrii din Bisericile Evanghelice din București și ne-am rugat pentru București. Duminică 22 am propus tuturor, hai să începem un lanț de 100 de zile de post și rugăciune. Nu că ar fi ceva magic în numărul ăsta, dar atâtea zile sunt până la sfârșitul anului. București are un rol aparte, cred eu. Și nu doar pentru că sunt bucureștean de vreo 20 ceva de ani, ci pentru că este un oraș strategic. Noi putem să considerăm Bucureștiul uneori din punct de vedere social, un oraș mai aglomerat, mai ales ardelenilor nu prea le place, că sunt mitice și alte lucruri de acest fel, dar cred că inima lui Dumnezeu bate în mod deosebit, având în vedere că în București sunt 2-3 milioane de oameni, mai mult decât în oricare alt oraș. Dacă e împreună alte 3-4 orașe mari din România fac cât București, deci din punct de vedere strict numeric. Apoi e vorba de influență, e vorba de autorități, e vorba de influența care vine din cultură, din mass media, din decizii guvernamentale, parlamentare, toate acestea vin de aici, ne place, nu ne place. Și sunt oameni în toată țara care vin aici pentru o vreme ca să conducă autoritățile și să dea o direcție acestei țări. Dar noi știm că degeaba se chinuie unii să conducă, să administreze mai prost, mai bine, dacă Dumnezeu nu dă favoare. Și de aceea cred că acolo unde este locul de putere și autoritate omenească, e important ca rugăciunile să fie înțețite, să fie o focalizare. Și de aceea s-au și adunat oameni și au vrut mulți oameni din țară și de aici din București să ne adunăm împreună, să ne rugăm ca Dumnezeu să arate fața Lui peste oraș, dar nu doar pentru București în sine, ci pentru București ca oraș, capitala României și toată influența în această zonă al țării și chiar a Balcanilor. Doamne, binecuvântăm! Haideți să ne întindem mâinile în direcția și să începem să vină cu lumina de Dumnezeu din cer, să vină să lumineze în direcția aia. Tată, chemăm în numele Lui Iisus Hristos prezența Ta peste București și binecuvântăm cu lumină, cu mântuire, cu vindecare, cu eliberare pe toți oameni. Aceste câteva scurte secvențe, am încercat să ilustrăm, deși timpul ne presează, câteva inițiative de rugăciune. Acum a fost acest lanț de 100 de zile de post și rugăciune pentru București, maraton de rugăciune, sunt case de rugăciune care apar în mai multe orașe, inițiative de rugăciune, chiar și rețeaua de rugăciune pentru România, Mirana, care tu ești implicată, este o altă formă de a aduce unitate în Hristos. Sunt lanțuri zonale, locale, pe orașe, pe țară, care nu au mai fost prezente și active în anii trecuți. Care este o efervescență efectiv care e în creștere în dimensiunea aceasta rugăciunii, închinării, această combinație rugăciune cu închinare care e tot mai mult prezentă în întâlnire de rugăciune ale celor care îl caută pe Dumnezeu, este o foame tot mai puternică în inimile copiilor Dumnezeu după prezența Lui, după a sta în prezența Lui și în consecință oamenii tot mai mulți încep să caute rugăciunea, să caute închinarea corporativă. Și aș mai adăuga, sunt tot mai mult prezente, practicate și însușite rugăciuni îndrăznețe, rugăciuni de proclamare. Tot mai mulți lideri identifică probleme spirituale ale localităților și caută și primesc strategii de luptă spirituală pentru comunitatea lor sau zona lor. Și încă un lucru, din pricina faptului că oamenii, Biserica Dumnezeu a devenit tot mai conștientă de identitatea pe care o are în Hristos, de autoritatea pe care o are în Hristos, și nivelul de rugăciune a crescut în sensul că vedem lucruri pe care le-ai subliniat, nivel nou de autoritate în rugăciune, de a confrunta puterile întunericului din zone, din regiuni, din orașe, din familii, nu mai vorbesc. Deci este bazat pe această creștere accentuată a revelației în Hristos pe care o primește trupul lui Hristos din România. E ca și cum s-a ridicat și a spune destul. De acum nu mai vrem să ne lăsăm
opresați, cocoșați, este vremea ca să ridicăm capul și să spunem ce Domnul are de spus pentru România. Și chiar și noi, ca Alfa Omega, am prezentat, promovat, pus în lumină diverse inițiative de rugăciune, mai mari sau mai mici, prin care am încercat să încurajăm trupul lui Hristos să se trezească și să intre în autoritate și să realizeze autoritatea pe care au în rugăciune și ca și parte a trupului lui Hristos. Vrem să mergem mai departe. Punctul 7 o să-l am listat cu câteva poze, dacă se pot da din regie. Am zis noi forme noi de evanghelizare și ucenicizare. Practic, credincioșii descoperă și sunt chemați să iasă dintre zidurile bisericii, să slujească comunitatea din care fac parte, să răspundă unor nevoi specifice, cum vedeți aceste poze de la organizația Teen Challenge, care am zis o luăm ca și exemplu în această vreme. Sunt zone ale societății românești de care așteaptă să fie slujite, care așteaptă după cuvântul Domnului. Foarte mulți credincioși primesc idei noi, creative, de a merge acolo, de a ieși dintre zidurile bisericii, de a fi relevanți în stradă. Spunea de Teen Challenge, ei slujesc celor care au fost prinși de droguri. Deci este o zonă în care Biserica Domnului poate s-a ferit să intre, dar iată că sunt tineri îndrăsneți care merg în acea dimensiune, în acea zonă în care este așa mare nevoie de Hristos. Sigur că numai cu câțiva ani erau și tabere active, sunt și acum astfel de tabere, poate nu în forma în care erau inițial, dar oricum e o încurajare să vedem că sunt tineri, sunt nu numai tineri, dar care caută forme relevante, forme noi, pentru a evangheliza și a transmite valorile creștine în societatea contemporană tot mai apăsată de întunericul spiritual. Și aș vrea să menționez aici și zona de media, zona spațiului virtual, în care prezența creștinilor se face tot mai simțită. Sunt tineri creativi, în special, care au inundat și încep să inunde tot mai mult spațiul virtual cu... Poate că asta este o dimensiune nouă care efectiv a explodat în ultima vreme, da. În care mijloacele new media sunt folosite foarte puternic. Chiar avem și câteva imagini, poate dacă sunt disponibile, chiar de la ceea ce facem noi aici la Alfa Omega vis-a-vis de prezența noastră pe site, pe mobile. Mii de oameni au acces și la canalul Alfa Omega și la alte resurse creștine pe telefoanele mobile în toate colțurile lumii. Depinde de cei care creează resurse să fie cât mai relevant și cât mai provocator pentru cei care au șansa să urmărească. Sunt site-uri creștine, numeroase site-uri, cum este și site-ul nostru Alfa Omega TV, dar sunt foarte multe site-uri, portale, care găzduiesc resurse creștine bogăție. E o bogăție. Deci s-ar putea lărgi mult acest punct al discuției noastre, dar asta am vrut să semnalăm. În trupul Hristos este o căutare după forme noi de a promova, de a răspândi în societatea și asta combinat și cu modalități poate mai clasice de evanghelizare încă, pentru că sunt zone din România care poate nu sunt impactate de mijloace media așa de puternic, zonele mai defavorizate oarecum, și acolo încă se merge în stilul clasic, dar se merge și tot mai mult bisericile încep să iasă dintre ziduri și duc Evanghelia în localitățile acestea mai aride. Mai avem un punct care, zic eu, este semnificativ pentru ceea ce face Domnul România în ultima vreme. Este vorba de o restaurare a identității femeii în Hristos în România, în Biserica Domnului din România.
Da, într-adevăr, restaurarea femeii în Hristos e ceva care vedem și nu vrem să o confundăm acest lucru cu o mișcare umanistă de tip feminism, da? Nu este vorba de acest lucru, este vorba de faptul că Dumnezeu ridică femeile, le face să fie acolo unde trebuie să fie, în trupul lui Hristos, și să slujească eficient. Acum vorbesc de pe poziția unei femei care este în slujire. Este importantă această restaurare a femeii pentru că foarte mult timp femeia a fost oarecum marginalizată în societatea românească, în Biserica Domnului din România și oarecum este o formă de restaurare, de a alinia femeile în a fi pregătite pentru bătăliile Domnului care urmează. Este scris că un cuvânt spune Domnul și femeile sunt o mare oștire. De ce oștire? Pentru că reprezintă o forță în bătăliile lui Dumnezeu. Și prin toate aceste forme de punere deoparte a femeilor, chiar în Biserica Domnului din România, practic vrăjmașul a încercat să înăbușe, să țină blocată o puternică armată a Domnului. În primul rând, femeile au acest dar al mijlocirii, al închinării, al slujirii chiar profetice și mult în dimensiunile acestea am văzut cum femeile intră tot mai puternic în slujire. Da, putem vorbi mai mult despre aceasta cu altă ocazie. Noi am deschis la Alfa Omega loc larg pentru slujirea femeilor și pentru echiparea în rândul femeilor și ne rugăm pentru înțelepciune în continuare în această zonă. Și ele slujesc alături de liderii bisericii, de cele care sunt căsătorite, de soților care sunt întorși la Domnul. Deci nu se pune problema de a depăși limitele de autoritate cu care au fost investite, dar trebuie să intre în acea dimensiune de autoritate cu care au fost investite. Tot vorbind de intrarea în chemare, vrem să mai trecem la punctul nou al sintezei noastre. Este legată de conștientizarea în trupul Hristos a unei chemări corporative care este peste Biserica Domnului din România, aceea de a sluji în afara granițelor țării. Fiind implicat în lucrarea misionară din Serbia, periodic, practic lunar, ne ducem acolo atât la nivel de departament de misiune a Bisericii Speranța, cât și cu Școala Biblică Hristos pentru România, pot să spun că este o mare nevoie a implicării comunității evanghelice românești în țara vecină, în zona în care locuiesc confrații noștri. Totdeauna prezența noastră acolo este o sărbătoare pentru ei. În bisericile locale, care sunt formate majoritatea dintre ele din oameni în vârstă, mai puțin tineri, ori de câte ori vine un grup de misiune din România, cheamă vecinii, cheamă prietenii, se adună credincioșii din satele respective și, într-adevăr, sunt servicii de revigorare spirituală, de evangelizare, de încurajare a credincioșilor care sunt constituiți în biserici evanghelice în această zonă. Apoi, ce am putut vedea o mare nevoie pe care ei ne-au semnalat-o, a fost nevoia echipării slujitorilor din zonă. Având în vedere că în limba română n-au avut posibilitatea ca să se pregătească din punct de vedere biblic, ne-au solicitat ca într-o formă organizată să putem să-i sprijinim și comunitatea bisericilor penticostale din Vârșeț ne-au solicitat pe noi cei de la Școala Biblică să punem bazele împreună a unei școli biblice. Și din toamna aceasta am început cursurile la Școala Biblică Vestea Bună din Vârșeț, acolo unde s-au înscris mai bine de 20 de cursanți, majoritatea lideri, păstori, slujitori ordinați din bisericile din această zonă. Bucuria mea a fost să-i văd atât români cât și sârbi, maghiari. Cursurile noastre sunt traduse și în limba sârbă, sunt în căști iarăși mesajele lor transmise. Deci e un grup multietnic care mi-a adus în față provocarea pe care o avem noi aici ca prin misiunea care o facem, noi românii, celor din Serbia, să putem multiplica lucrarea aceasta și în rândul altor naționalități care nu sunt evanghelizate.
am ales acest exemplu cu Serbia, cu o chemare pentru a sluji în comunitățile din Serbia, pentru că sârbii sunt aproape de noi, sunt vecinii noștri. Sigur că zona importantă de slujire a Bisericii Domnului din România este și Republica Moldova, dar și zona balcanică, sunt cei din proximitatea noastră și obișnuiesc să spun, Domnul i-a dat Românie foarte mult și se cere foarte mult ca potențial evanghelic. Mi-aduc aminte când am fost în Serbia, efectiv ne-a șocat răceala spirituală pe care am sesizat-o acolo. Deci faptul ca atmosferă. Deci efectiv o pot simți în duhul că este acolo o stare de presiune mult mai mare și opresarea e mult mai mare. Deci frații noștri din Serbia au mare nevoie de ajutor și poate că românii din Serbia și implicarea bisericilor din România care merg cu slujire în Serbia sunt porți deschise și pentru a impacta pe sârbi, pe celelalte etnii care locuiesc pe teritoriul Serbiei. Ce vreau să mai spun aici, la punctul acesta, România au o chemare puternică pentru Europa și mi-aduc aminte de un cuvânt profetic pe care l-a primit România în 2002, în care Dumnezeu a spus că vrea să restaureze România ca și coș de pâine al Europei. Nu doar în plan natural, un semn puternic este faptul că anul acesta a fost cea mai mare recoltă de grâu din România. Și credem că va fi o recoltă bogată și în plan spiritual. Deci coș de pâine al Europei, biserica din România este chemată să ducă pâinea vieții pe Iisus Hristos celor din Europa. Sunt foarte mulți români plecați în Europa, sunt foarte mulți creștini în Europa care cred că sunt chemați să înceapă să-L vestească pe Iisus Hristos într-un mod așa nou. Cum Domnul a stârnit inima liderilor de la Școala Biblică Hristos pentru România din Timișoara și altora ca să gândească, li s-a dat mult învățătură, înțelegerea lucrurilor, ca să gândească în afara granițelor, să gândească să slujească altă comunitate. Cred că Dumnezeu va face acest lucru, regim accelerat și România, într-adevăr, va deveni o platformă prin care va atinge, în primul rând, zona din sud-est europeană, dar România are o chemare pentru Europa și care se va, e tot mai evident pentru foarte mulți, s-a devenit mai clară decât în alți ani, în anul acesta 2013. Și cu acest punct să trecem eventual la următorul, care are legătură cu aceasta, e vorba de comunitățile de romi. Cu siguranță Dumnezeu a început în urmă cu câțiva ani de zile o trezire în rândul romilor și acest lucru continuă și se extinde. Vreau să adaug înainte de a vedea un scurt comentariu a fratelui Iosifson despre acest lucru, faptul că dacă în urmă cu un an, doi, trei vorbeam despre toflea ca fenomen, iată că fenomenul toflea s-a disipat, s-a extins. Ceea ce se întâmpla în mod izolat acolo în urmă cu niște ani de zile, iată că se întâmplă foarte multe comunități de romi din România. Cred că este o fază nouă la care trupul lui Hristos în rândul romilor trece acum, dincolo de evanghelizare și de mântuire masivă în rândul lor la nevoia de echipare în comunitățile de rom. Să urmărim un scurt comentariu despre aceasta, comentariul făcut de profesor Iosifson la o întâlnire recentă pe care a avut-o în București. Odată mai mult Dumnezeu vrea să facă un nou început în Europa. Și eu cred că începe în România. Am văzut la Toflea și le-am spus celor de la Toflea, voi sunteți modelul pentru etnia romă, pentru 10 milioane de romi din Europa, care sunt problema Europei. Modelul sunteți voi. Și astăzi spun asta românilor. Toată Europa se teme de voi. Să facem cumva să nu deschidem Europa pentru români. Mâine, când România va fi umplută de slava lui Dumnezeu, românii nu vor mai fi spaima Europei. Românii vor fi modelul Europei.
Afirmațiile profesorului Iosifson au fost făcute la câteva zile după ce s-a întors de la un sejur de vreo 10 zile, aproape 200 de ani a stat la Toflea și i-a învățat, i-a echipat, o foame deosebită, spunea dânsul că a fost acolo după cuvântul lui Dumnezeu și nevoia aceasta de echipare în rândul comunităților de rom, ca după aceea Dumnezeu să se folosească în întreaga Europa, este tot mai evidentă și tot mai clară și ar trebui să vedem și noi ca români acest lucru. Acum mai ales după ce am fost provocați de profesorul Iosifson. Spunea dânsul că a văzut o audiență în creștere atunci când a fost la Toflea și faptul că frații romi sunt pregătiți ca să ducă Evanghelia într-un mod nou și cu baze biblice solide celor în mijlocul cărora vor circula, vor merge, pentru că ei merg în comunitățile de romi pe care le vizitează, nu doar din România, ci din întreaga Europa și iată că este un foc care se extinde tot mai mult și mai puternic. Vreau să spun apropo de România și de faptul că românii nu vor mai fi spaima Europei, ci din potrivă oamenii din Europa se vor uita altfel la români când slava Domnului va inunda țara noastră. Acum 2 ani, cred, am primit la începutul anului că România va fi, da, gând profetic pentru anul care urma, România va deveni o țară de dorit, de locuit. Deci oamenii vor dori să vină să locuiască România, pentru că Dumnezeu își va manifesta puterea și slava cu așa mare intensitate în țara noastră și cred că ne apropiem tot mai mult de acest moment. Și cazul, poate discutăm cu o altă ocazie, cum am timpul ne permite, sunt oameni care au primit de la Domnul să vină în România, să se mute în România, străin, să aștepte, deci nu români. Chiar pe fondul când unii poate se gândesc să plece, să locuiască într-un loc unde este, le merge mai bine, dar mulți au început să primească. Veniți în România că Dumnezeu pregătește ceva cu totul special și România va fi un și gosem. Pe această cale vrem să încurajăm pe toți românii care poate au gând să plece din țară în anul care vine. Gândiți-vă de două ori, rugați-vă foarte intens înaintea Domnului că nu cred că este momentul să pleci doar pentru că se pleacă din România, e momentul să rămâi acolo unde Domnul te-a pus. Bun, vorbim despre rom și vrem să mergem la ultimul, la penultimul punct. Mulți rom se uită și la Alfa Omega. Ne face plăcere să spunem acest lucru, primim telefoane din zonele de rom, se uită să hrănesc spiritual, este și canalul Alfa Omega TV, o modalitate prin care Dumnezeu echipează, deschide ochi spiritual în comunitățile de rom și învățați merge la punctul următor, punctul 11, sau faptul că Dumnezeu în ultima perioadă încet, încet crește impactul utilizării mijloacelor media. Televiziunii, radioului, internetului și new media. România are, nu avem aici un material video, pentru că am vorbit poate chiar în emisiunea trecută mai mult despre zona de media și suntem și noi implicat acolo. Dar ziceam până caustul versetul, poate că în România sunt mai multe edituri decât în orice altă țară din Europa. În România sunt 4 canale naționale de televiziune, pentru care și Alfa Omega. Sunt multe posturi de radio, rețele. Este o activitate efervescentă pe internet. România și tehnologic, orașe din România au cel mai mare trafic internet din Europa. E ceva ce Dumnezeu pregătește în Europa. Îi se dă mult și în zona aceasta de media și Dumnezeu, din nou spun acest lucru, cred că va cere mult celor implicate în media. Așa cum a început să ne provoace și pe noi, celor de la Alfa Mega, poate în anul viitor o să vorbim și despre asta, dar acesta este simptomatic. Dumnezeu acoperă România în zona de media cum poate nu este acoperită nicio altă țară din Europa. Este echipată România, a primit toate aceste instrumente prin care va putea apoi să transmită vestea bună efectiv întregii lumi. Apocalipsa 14:6 spune: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Și m-am gândit de multe ori că poate acest verset efectiv este legat de mijloacele media prin care Evanghelia Împărăției este transmisă întregii lumi. Prin mijloace internet, prin mijloace de televiziune pe satelit, acest lucru este o realitate pe care noi o trăim. Poate chiar și acum ne urmăresc români din Australia, din Statele Unite dincolo de orice fel de limită. Vorbim despre acest lucru, chiar vă încurajez, dacă Dumnezeu vă vorbește în timp ce noi suntem aici în fața dumneavoastră, trimiteți-ne un e-mail, dați un telefon la telefon apișat pe ecran, o să citim poate mai în partea a doua emisiune câte ceva din mesajele dumneavoastră legate de modul cum vedeți și dumneavoastră lucrarea Domnului în România. Și ca o concluzie, poate nu numai la acest punct, de la ultimele minute ale discuției noastre, prin romi, prin românii care lucrează într-o fel sau într-altul în diverse țări din Europa și în întreaga lume, prin media, Dumnezeu pregătește o cale prin care ceea ce face El în România ca lucrare Duhului Sfânt să fie un element de impact pentru întreaga Europa și întreaga lume. Și cred că vor fi
în continuare misionari din România care vor începe să circule cu țintă precisă în a merge, în a evangheliza, în a duce vestea bună în Europa. Așa am ajuns la ultimul punct, la punctul 12, nu se putea să facem o trecere în revistă a pulsului spiritual al României în acest an fără să vorbim despre Israel. Cred că Dumnezeu aduce progresiv o revelație tot mai mare în trupul lui Hristos privind planul Domnului cu Israelul. Anul acesta a avut loc cea de 8-a ediție a conferinței de rugăciune pentru Israel. Evenimentul a fost organizat de studioul de televiziune Alpha Omega TV în colaborare cu Exploits Ministries și Christians for Israel International. Tema conferinței a vizat Israelul și națiunile, iar aceasta a fost abordată din diverse perspective de către vorbitorii Christine Darg și Harald Eckert. Cred că această conferință de rugăciune pentru Israel a fost foarte importantă din punct de vedere profetic. Am avut privilegiul de a vorbi în multe conferințe pro-Israel în Orientul Mijlociu, dar aceasta s-a desfășurat sub o ungere specială. Așadar, cred că Duhul Sfânt a transmis că prin aceste conferințe de rugăciune, România este și va fi o națiune model, iar aceasta este o veste bună. Această conferință, desfășurată în ultimele zile în Timișoara, a fost foarte importantă pentru mine. A fost importantă, fiind un subiect pe inima mea, adică să te rogi pentru poporul tău raportat la Israel. Acest subiect nu prea a fost dezbătut până acum și îl descoperim împreună. Tot cu ocazia acestei conferințe, corespondentul postului creștin de televiziune CBN în Israel, Chris Mitchell, a avut o scurtă intervenție din Ierusalim despre situația actuală din Orientul Mijlociu. Well, greetings to Tudor and Marilal and all those that are attending the Understanding the Times conference sponsored by Alpha Omega Television in Romania. This is Chris Mitchell and we're coming to you from the CBN News studios in Jerusalem. And so for the conference, I just wanted to share a little bit about what we're seeing here in the Middle East, some of the stories that we've been reporting. Every day, three times a day, Jews recite this prayer. May it be your will that the temple be speedily rebuilt in our own time. It's a prayer they prayed for almost 2,000 years. But Jews here in Jerusalem are doing more than just praying. Just a few steps away from the Western Wall, rabbis and craftsmen are building what they call a temple in waiting. Și cred că nu spun lucruri gratuite, dar cred că Alpha Omega, cât și alte organizații, grupuri, biserici, credincioși din România devin tot mai mult corporativ o voce pro-Israel în prezent, în acest sezon. Cred că este important ca România, ca și țară, ca națiune, ca trupa lui Hristos să se alinieze planului Domnului vis-a-vis raportat la Israel și cred că, cum spun de mai multe ori, binecuvântarea României și a noastră ca și credincioși și ca biserică depinde foarte mult de o poziționare corectă față de Israel în această vreme. Și tocmai am constatat rodul rugăciunilor care se ridică în România pro-Israel de atâția ani, pentru că și pe rețeaua de rugăciune pentru România, punctul rugăciune pentru Israel a fost o constantă. Prin emisiunile care sunt difuzate pe Alpha Omega, încurajarea Bisericii Domnului de a se ruga pentru Israel a fost o constantă. Acum recent am constatat că atunci când au fost forme de antisemitism manifestate în societatea noastră, chiar recent, cred că Dumnezeu a răspuns, pentru că publicul a fost avizat și a fost poate o atitudine mai fermă, chiar din partea autorităților oarecum vis-a-vis de aceste forme de antisemitism și cred că este un răspuns la rugăciunea Bisericii Domnului din România vis-a-vis de alinierea României ca stat, ca națiune vis-a-vis de Israel. Acest lucru, ne-am întâlnit cu multe persoane în ultima vreme care ne spun, da, am învățat mult de la Alpha Omega, dar am avut foarte mult o înțelegere și revelație asupra planului Domnului cu Israelul în această vreme și asta prin Alpha Omega, prin multele programe care le dați și nu numai prin Alpha Omega, dar avem și noi un rol important în această deschidere. Credem că este mai importantă decât o simplă înțelegere biblică a planului Domnului cu Israelul. Are o importanță deosebită și pentru națiunea noastră acest lucru și acest lucru se amplifică și crește. Cred că este un semn pentru ceea ce Domnul face în această vreme și în România. Și vreau să încurajez pe cei care ne urmăresc să continue să roage pentru Israel și pentru ca România să aibă relații bune cu Israelul, nu doar ca biserică, ci și ca stat. Mirela,
ne-am apropiat de sfârșit. Împreună am trecut în revistă cele 12 puncte. Poate sunt și mai multe. Repet ce am zis la începutul acestui modul al serii. Lucruri pe care le-am sezizat noi, le-am pus acum unul după altul pe 12 linii. Le-am observat noi ca lucruri relevante în trupul lui Hristos în România. Pentru cei care poate au deschis mai târziu televizoarele, am vrea să facem o scurtă, pe un minut, o scurtă trecere în revista celor 12 puncte care, ziceam, le-am observat ca o dinamică mai mare în trupul Domnului din acest sezon. Am vorbit la început despre trei lucruri, despre faptul că din perspectiva religiozității, într-un fel, vedem o separare în biserică, sunt zone mai religioase, mai tradiționale și sunt zone mai dinamice. După aceea am remarcat o preocupare pentru învățătură și dezbatere teologică în zona împărăției lui Dumnezeu aici și acum, a identității în Hristos a credinciosului, așa credinciosul și a bisericii. Am discutat și despre echiparea în regim de urgență ca o preocupare poate mai accentuată, mai clară în biserici, în diverse organizații, instituții, forme de învățământ atipice destinate nu atât echipării liderilor, cât echipării masive a trupului Hristos. Și cred că este și o pregătire acest lucru. Dacă se vor întoarce mulți la Domnul în perioada următoare, trupul Hristos, organizațiile, școlile biblice, grupurile de casă trebuie să fie pregătite pentru o echipare și o evangelizare rapidă. Următoarele puncte pe care le-am discutat a fost o amplificare a formelor de pregătire a miresei, a slujilor în zona de vindecare, eliberare, restaurare fizică, trupească, emoțională, multe resurse, organizații, lucrări de genul acesta încep să-și facă loc în trupul lui Hristos. Sunt tot mai multe evenimente care au ca scop slujirea credincioșilor, vindecarea lor, în biserică sau în conferințe diverse. Am vorbit după aceea despre un cântec nou, un sunet al națiunii care naște, care crește și se ridică din inima închinătorilor și care face ca închinarea să capete o tot mai mult o conotație, o închinare în duh și în adevăr. Și am vorbit și despre lanțuri de rugăciune, de poși rugăciune, case de rugăciune, forme de rugăciune și închinare extinsă. O să mai trec și la următoarele puncte în momentul în care sunt pregătite. Da, am vorbit în această seară despre forme noi, relevante de evangelizare și echipare a credincioșilor. Ieșirea dintre zidurile bisericii, forme atipice, chiar invazie, cum i-am zis noi, în mediul virtual, creativitatea în a găsi forme noi relevante pentru a ajunge la inima celor care au nevoie de Dumnezeu. Da, am vorbit și despre restaurarea identității femei în Hristos, despre slujirea ei, despre potențarea slujirii ei de către tot mai mulți lideri din bisericile Domnului din România și cred am vorbit și despre această provocare pe care o simt tot mai mult lideri, școli biblice, corporativ o simt de trupul Hristos în România de a ieși dincolo de granițele României. României s-a dat mult și Dumnezeu așteaptă la România să slujească în primul rând în zona din proximitatea noastră, din vecinătatea noastră, Republica Moldova, zona balcanică și în etapa următoare, de ce nu întreaga Europa. Am vorbit despre acest lucru, dar cred că este simptomatic. Așa cum multe organizații își fac planuri de a face o școală biblică, de a merge să echipeze lideri în Serbia, pe Valea Timocului, în Moldova, poate chiar în Italia. Este un fenomen pe care noi l-am realizat. Și ultimele trei puncte, da, trezirea din rândul romilor, care capătă o nouă conotație, nu numai evanghelizare, dar și nevoie de echipare masivă în rândul romilor. Am vorbit despre instrumentele media, care sunt tot mai mult un instrument în mâna Domnului de propagare a învățăturii biblice și de evanghelizare. Și am vorbit puțin și despre Alfa Omega ca și parte din acest asalt prin media a împărăției lui Dumnezeu în România. Și am vorbit și despre Israel, o înțelegere mai largă în trupul lui Hristos privind planul lui Dumnezeu cu Israelul, lucruri care s-au realizat progresiv și la care și noi suntem parte ca Alfa Omega prin programele care le dăm, prin conferințele, am făcut 8 conferințe de 8 ani de zile și prin rugăciunile pe care le promovăm și le propagăm din acest studio în permanență. Mira, dacă ai un gând ca o concluzie de aceste puncte, din nou, nu sunt puncte, sunt înțelegerea noastră, vor fi și altele, așteptăm comentariile dumneavoastră, e-mailul dumneavoastră, așa am înțeles noi să punctăm, să subliniem și să vi le prezentăm după
ți-am văzut anul acesta. Ce am constatat în acest 2013, chiar dacă a fost un an greu, din toate părțile de unde am avut, zic, reacții de la creștini, a fost un an dificil, dar pe fondul acesta Dumnezeu a făcut niște progrese uriașe în Biserica Domnului din România. Am constatat o accelerare a lucrării lui pe toate nivelele, toate aceste puncte au intrat sub acest motto, accelerare, vreme de accelerare a tuturor acestor faze de pregătire a trupului lui Hristos din țara noastră. Cred că urmează să intrăm într-o fază nouă de mari bucurii, provocări, biruințe, dar o să vorbim mai multe mai încolo. Într-un fel, ca niște cuvinte cheie peste toate aceste 12 puncte, am pus următoarele 4 cuvinte: accelerare, separare, revelație, echipare. Sunt cuvinte care, credem noi, caracterizează dinamica spirituală a acestui an în trupul lui Hristos din România. Mirela, pentru următoarele minute o să avem alături de noi în studio 3 colegi de ale noastre, dar am vrea înainte de aceasta să punctăm prin reluarea ei un eveniment, prin reluarea unei știri despre un eveniment. Este vorba de cele 100 de zile de post și rugăciune inițiate de lideri, de păstori evanghelici din București. Cred că a fost un eveniment semnificativ. Care încă este în curs și care se va încheia în 31 luni. Se va încheia în ultima zi acestui an. E o inițiativă interesantă, la vremea potrivită, la început am și avut o emisiune specială despre aceasta, dar am zis că în această emisiune despre dinamica spirituală din România să punctăm încă o dată acest eveniment, 100 de zile de post și rugăciune inițiat de liderii evanghelici din București. Anul acesta, în data de 20 septembrie, capitala țării a sărbătorit 554 de ani de la prima atestare documentară a orașului, iar cu această ocazie, pastorii bisericilor evanghelice din București au marcat evenimentul printr-un timp special de post și rugăciune care a depășit spectrul confesional. Într-o vinere dimineața, anul ăsta, când a fost 20 septembrie, ziua Bucureștiului, păstorii din București au venit la o biserică penticostală, de aici, Biserica Emanuel, au venit acolo păstorii și ne-am rugat. Și seara, în aceeași zi, aici, în Biserica Sfânta Treime, au venit membrii din Bisericile Evanghelice din București și ne-am rugat pentru București. Duminică 22, am propus tuturor, hai să începem un lanț de 100 de zile de post și rugăciune. Nu că ar fi ceva magic în numărul ăsta, dar atâtea zile sunt până la sfârșitul anului. București are un rol aparte, cred eu. Și nu doar pentru că sunt bucureștean de vreo 20 ceva de ani, ci pentru că este un oraș strategic. Noi putem să considerăm Bucureștiul uneori din punct de vedere social, un oraș mai aglomerat, mai ales ardelenilor nu prea le place, că sunt mitice și alte lucruri de acest fel, dar cred că inima lui Dumnezeu bate în mod deosebit, având în vedere că în București sunt 2-3 milioane de oameni, mai mult decât în oricare alt oraș. În cadrul celor 100 de zile de post și rugăciune a existat o strategie bine pusă la punct, care a facilitat implicarea în rugăciune a credincioșilor din toate sectoarele capitalei. Am împărțit pentru fiecare sector bisericile și sunt 6 sectoare în fiecare zi, da? Sunt biserici din sectoarele acestea din București care se roagă. Sectorul 1 a ales ziua de luni, sectorul 2 ziua de marți, așa mai departe. Noi fiind sectorul 3, aici Biserica Sfânta Treime, avem ziua de miercuri. Păi ziua de miercuri oamenii de aici postesc și atunci lanțul este continuu. Iar duminica suntem toți în post și rugăciune. Acest lanț de 100 de zile de post și rugăciune a reprezentat o ocazie bună de a aduce în unitate liderii spirituali din București și de a aduce toate bisericile evanghelice la un numitor comun, acela de a mijloci pentru trezirea spirituală a capitalei. Îndură-te de București, Doamne, și fă o trezire spirituală! Doamne, noi proclamăm stăpânirea Ta și domnia Ta peste România! Te rog să oprești corupția, Doamne, să oprești minciuna, furtișagurile și toate relele care se întâmplă și fă să troneze adevărul și dreptatea, Doamne, și frica de Tine să cuprindă pe cei din dregătorii. Binecuvintează președintele țării, prim-ministru, parlamentul, guvernul și toate autoritățile centrale și locale. Fă să recunoască că numai Tu ești Dumnezeu. Asta a fost o știre, zic eu, semnificativă din spectrul spiritual al țării, pe care am prezentat-o în urmă cu câteva săptămâni, despre 100 de zile de post și rugăciune pentru București. Le avem alături de noi, de mine, pe cele 3 colegi ale noastre din colectivul redacțional, Georgiana, Grațiana și Alina.
cu care am vrea poate să sublinem anumite lucruri legate de evenimente care s-au întâmplat în România, de tendințe care, pe care le-am reflectat și noi în emisiunea noastră de știri și în alte programe de pe Alfa Omega TV. Vă spun, cele trei colegi se lucrează în zona redacțională și multe din programele care le vedeți pe ecran sunt trecute prin mâna lor și oarecum îngrijite și pregătite de ele. În primul rând, această știre a fost pusă cap la cap și inclusă în emisiunea Mai Pământ Creștin de Georgiana, cea care săptămână de săptămână pregătește știrile în limba română incluse în acest program. Georgiana, știu despre această știre care tocmai am văzut-o și despre alte lucruri pe care poate tu le-ai sesizat pregătind știre după știre în emisiunile, în emisiune de știri pe care le dăm pe canal. Da, așa cum spuneați, în ultimul an m-am ocupat de realizarea știrilor în limba română și pot să spun că pentru mine a fost o mare onoare să fac asta și în special aceste știri despre București care au fost date în ultimele săptămâni. M-am bucurat foarte mult pentru că am putut să văd ce face Dumnezeu și cum aduce Dumnezeu oameni împreună care au aceleași gânduri, chiar dacă un pic sub altă formă. Și cred că a fost ceva care a depășit și spectrele confesionale și vârstele și luptele dintre generații. Cred că multe bariere au fost date la o parte. Prin aceste inițiative de rugăciune și... Da. Interesant. În fond, în București, în acea perioadă, și poate o să mai pomenim despre asta, au fost trei evenimente care au fost regizate de Domnul. Acest lanț de poști și rugăciune de 100 de zile a fost un maraton și întâlnirea străjilor, toate trei în aceeași perioadă și pe toate le-a reflectat în câte o știre. Și vreau să mai spui câte ceva. În fiecare săptămână apare câte o știre de la un eveniment sau de la câte un fenomen din România. Poate sunt lucruri pe care le-ai mai sesizat, chiar în perspectiva celor ce le-am prezentat înainte, legate de punctele din România. Da, au fost multe lucruri. Clar, a fost un an întreg la dispoziție în care m-am ocupat de astfel de materiale și... Printre cele care au fost mai pronunțate oarecum în perspectiva mea au fost una despre care vorbeați puțin mai devreme, despre latura de închinare și despre faptul că românii au început să compună din ce în ce mai multe cântece care reflectă ADN-ul poporului român. Și nu pot decât să mă bucur de asta. Sunt româncă și mă bucur că în sfârșit românii compun cântece și... Da, nu a răsunat asta doar dintr-o parte. Au fost mai multe mișcări în România de acest fel și e frumos că au și venit împreună oarecum și au colaborat și așa cum spunea și dumneavoastră. Vorbim de a compune, dar foarte mulți dintre ei chiar și primesc de la Domnul cântece. Sunt cântece care Domnul le-a pus în inima lor și care ies la lumină prin ei și în diverse concerte, conferințe pe care tu le-ai reflectat în câte o știre, acest lucru apare. Deci acest lucru crezi că a fost semnificativ. Da, ai fost și în zone mai, la conferințe mai evoluate, ai fost și la cortul întâlnirii din Comuna Ceica, unde am văzut că te-ai bucurat acolo, chiar într-o zonă de închinare mai tradiționalistă, dar Domnul lucrează în diverse feluri și moduri. Ok. Și o să întreb pe Grațiana. Grațiana se ocupă de... în special de programul Dincolo de Bariere, foarte multe mărturii apar pe canalul, pe ecranul dumneavoastră. Cum ai simțit tu prin intermediul programelor care le faci, ceea ce Domnul face în România, Grațiana? Așa cum spuneați, în anul 2013 activitatea mea s-a desfășurat mai mult în jurul mărturiilor și ce a fost special și deosebit în anul 2013 a fost faptul că am realizat noi episoade ale emisiunii Dincolo de Bariere care ne-au uimit prin măreția pe care am văzut-o, că Dumnezeu o face în viețile oamenilor. Am înregistrat mărturii ale oamenilor care ne-au spus că Dumnezeu i-a vindecat într-un mod supranatural, că i-a restaurat, i-a eliberat și acest lucru a fost în primul rând pentru mine o încurajare, că mi-a reamintit de faptul că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci de veci și că El continuă să facă minuni și astăzi. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am înregistrat o mărturie a unei sore care ne-a spus că ne-a sunat în urmă cu câteva săptămâni la o emisiune pe care noi o aveam live și a spus să ne rugăm pentru nepoata ei de 27 de ani, că era grav bolnavă. După câteva zile, starea nepoatei ei s-a schimbat și a fost vindecată complet și cred eu că asta este o mare, mare bucurie pentru noi și o binecuvântare. Cum spuneam mai înainte, e o deschidere în trupul lui Hristos, o ridicare în nivelul de credință, ca să accepte că Dumnezeu lucrează cu putere. Azi, El e același ieri, azi și mâine și
Da, acest gen de slujire în trupul lui Hristos se amplifică și noi, ca lucrare Alfa Omega, cum spuneam în tot parcursul acestei seri, asistăm, vedem, înțelegem că Dumnezeu lucrează cu putere și sunt zone în care sunt mai rezervate la slujirea aceasta de vindecare, la miracole, dar Dumnezeu lucrează cu miracole. În fond, de câte ori am avut ocazia, fără să exagerăm, cred eu, am prezentat lucruri în zona miraculoasă și... Cam toate aceste mărturii au avut acest element comun al supranaturalului, fie că a fost vorba de mântuire, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor în mod supranatural, le-a dat revelație din cuvânt, fie că a fost vorba de vindecare, au avut acest element comun al supranaturalului. Da. Mi-a zis Alina de mai multă vreme coordonează emisiunea de știri Mapa Mod Creștin și alte activități de redacționale. Eventual, pentru multă vreme, emisiunea Mapa Mod Creștin era considerată, poate și de noi în echipă, o emisiune pur informativă. Ce face Domnul întreaga lume? Mai adăugam câte o știre din România pe care în ultimul an o face Georgiana. Eventual despre asta. Cum vezi tu impactul emisiunii Mapa Mod Creștin printre alte multe programe care le vedem noi? Și poate mai am o întrebare pentru tine. Am mai spus și cu alte ocazii, emisiunea Mapa Mod Creștin este una care ne lărgește orizontul. Bine, acum cu internetul putem să aflăm ce se întâmplă în afara granițelor României, dar Mapa Mod Creștin prezintă anumite subiecte mai interesante care nu sunt prezentate de mass media laică. Da. Sunt știri pe care nu le putem vedea la posturile naționale de știri sau să le citim într-un ziar zilnic. Și ne schimbă percepția, ne face să ne vedem noi ca și români mai binecuvântați decât cei din Africa care sunt persecutați de islamici mai nou, de filipinezii care acum au rămas fără case și sunt la nivelul minim de existență. Și vedem și marile treziri care au loc în lumea musulmană, cum zilnic se convertesc sute de musulmani. Da. Interesant. Deși nu toți spuneați să uite pe internet, poate generația voastră, dar sunt zone chiar din audiența noastră de la Alfa Omega, sunt biserici, sate, comune, orașe, unde este prea puțină dorință de a căuta pe internet ce se întâmplă în dreapta și în stânga. Și prin Mapa Mod Creștin, Dumnezeu a deschis perspectiva. Am primit multe mărturii de oameni care se uită la Mapa Mod Creștin pentru că văd și simt condensat, concentrat ce se întâmplă în întreaga lume. Da, de exemplu, anul acesta am fost fericită să aflu că într-o biserică din județul Botoșan, un pastor a luat inițiativa și duminica dimineața, înainte de începerea programului, proiectează în biserică această emisiune pentru a le oferi și enoriașilor această perspectivă mai largă. Și cred că enoriașii vin la biserică să urmească Mapa Mod Creștin. Da, chiar zicea că oamenii vin mai repede la biserică și așa stau și la ora de rugăciune dimineața. Alina, mai vreau să întreb ceva. Am prezentat la unul din puncte faptul că Dumnezeu, și văd că pe voi v-a interesat, chiar și Georgian a atins acest lucru, faptul că Dumnezeu stârnește în duhurile închinătorilor, dă cântece noi închinătorilor, din esență, din ADN-ul, cum ai spus, poporului român. Foarte multe compoziții, tot mai multe compoziții apar în lumea creștină contemporană, după ce noi an de rând am fost obișnuiți în bisericile noastre să traducem cântece lui Michael W. Smith, al lui Hillsong și mai departe. Ai fost recent la un festival la Oradea, ca și tânăr, cu grupul vostru de la biserică. Grație. Am prezentat o scurtă secvență aici. Eventual să ne spui câteva gânduri de acolo. Da, cum văd eu tot acest fenomen? Cântecele românești care erau compuse înainte erau toate în game minore și erau toate triste. Vai, românul de mine, sărac de mine, prigonit sunt un pribiag. Și acum au început, după această perioadă în care am tradus melodiile de biruință ale americanilor, că de acolo au venit toate, au început și românii să compune și este acum o generație de tineri care se ridică și vin în forță și cântă. S-au săturat să se zică că românii creează muzică proastă și vor să demonstreze lor înșiși și celorlalți care spun lucrul acesta că, uite, se poate România, avem potențial. Este creativitate, Dumnezeu ne binecuvintează și acest lucru s-a văzut și la Drumfest și la Festivalul Creația, care a fost asemănător. Și două seri au fost tineri din Oradea care au cântat numai compoziții proprii. La lucru care în urmă cu 5-10 ani părea, a fost bizar cel puțin, ne uitam ca la o
floare de primăvară la câte o cântare care ieșea din, ca o compoziție proprie pe care Domnul dădea cuiva, cum era Ciuciu Miș și Luminița, care a dus câteva cântări. Da, este un fenomen. Am putea să vorbim mai mult, însă, apropo de acest subiect care văd că vă interesează pe toți, avem în studio, ne așteaptă să intre în platou, în partea a doua serii, doi închinători, în felul lor, este fratele și asta vreau să le fac și puțină reclamă, dacă cei care stau și așteaptă să le strânesc puțin interesul, este fratele Marian Zamfir și Sani Trancă, pe care știți, să fie alături de noi și să comentăm foarte mai pe îndelete fenomenul acesta al închinării, al unui sunet nou care vine din esența poporului român. Și acum nu știu, eventual, oarecum poate Alina întreb pe tine, dacă ați vrea să spuneți fiecare așa cu gând o frază, cum vedeți voi implicarea lui Alfa Omega în ceea ce Dumnezeu face? De multe ori spunem așa ca o frază. Suntem și martori, reflectăm ceea ce se întâmplă, dar suntem și parte. Poate un gând despre cum ați văzut voi că suntem martori și parte în lucrarea Domnului din România ca și echipa Alfa Omega. Așa un gând, dacă aveți una dintre voi sau amândouă sau toate trei. Cred că Alfa Omega este un instrument care binecuvintează națiunea noastră și dorința noastră tuturor de aici, din Alfa Omega și a mea implicit, este aceea ca Alfa Omega să continue să binecuvinteze viețile oamenilor și să ajungă să fie în fiecare casă de român, că asta este unul dintre dorințele noastre, că Alfa Omega să ajungă să fie vizionată de toată România. Fie accesibil în fiecare casă de român și dincolo, da. Pentru că astfel poate să binecuvinteze oamenii care pot să acceseze și să se uite la programele noastre. Georgiana, un gând? Mă gândeam înainte să intru aici că stând aproape de Alfa Omega, cumva primești perspectivă de vultur. Vezi ce se întâmplă în România, chiar în casa ta. Și mi se pare că e o lucrare specială, să poți să vezi ce se întâmplă în jurul tău, în prisma asta, în prisma lucrării creștine din România. Și cred că e un har pe care îl avem, ca și români, să avem așa ceva. Asta a fost... De data am avut și puțin îndrăzneala să arătăm lucrurile Domnului, ne-a arătat nouă, prin participarea noastră la diverse evenimente, cam ce face Domnul în România. Alina, cum vezi tu Alfa Omega? Chiar prin prisma unor materiale de știri și informative. Cum vezi tu? Mulți oameni au spus că sunt încurajați să vadă ceea ce se întâmplă în țară și realizează că nu sunt singuri, nu sunt singuri care gândesc anumite lucruri, nu sunt singuri care iau anumite inițiative. Și cred că datorită televiziunii Alfa Omega, mulți oameni au primit curaj să fie deschizători de drumuri, să creeze lucruri care până acum păreau imposibile sau greu de realizat și dându-și seama că sunt și alții care pot să facă asta, prind și ei curaj. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți pentru câteva minute alături de mine la această emisiune. Le-ați văzut pe cele trei colegi ale noastre care slujesc zi de zi în departamentul redacțional a studioului Alfa Omega TV și poate să le vedeți și cu alte ocazii, oricum le vedeți și cu alte ocazii. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că vouă și mulțumim vă mulțumesc întregii echipe care poate e mai puțin vizibilă pe canalele, pe ecranul Alfa Omega TV și ne rugăm ca în continuare și dorim ca în continuare echipa Alfa Omega TV în plinătatea ei să fie atât martor, să reflecte ceea ce face Domnul în România, să fie și un catalizator al lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le amplifice în România în sezonul următor. Și acum, în minutele următoare, pentru că tot am vorbit aici împreună despre un eveniment pe care noi l-am considerat semnificativ pentru ce face Domnul România, acest lanț de post și rugăciune din București, am realizat ieri, chiar tu, Alina, ai înregistrat o conversație Skype cu Cristi Șoimar, unul din inițiatorii nucleului acesta din București, din organizatori, care ne spunea câte ceva despre cum vede el acum către finalul acestui lanț de post și rugăciune, cam ce lucruri a observat el când Dumnezeu a răspuns legat de acest lanț de post și rugăciune. Așadar, Cristi Șoimar, o corespondență Skype specială pentru emisiunea Dăruiește Lumină din această seară. Suntem acum, iată, la 3 luni de zile de când ne-am asumat împreună cu mai mulți păstori și lideri evanghelici din București acest timp de 100 de zile de post și rugăciune pentru București și pentru România. A fost o perioadă intensă, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al evenimentelor creștine și evenimentelor sociale din societatea noastră, din conjunctura în care trăim. Și pot să spun că am văzut indubitabil că Dumnezeu a fost cel care a inițiat acest gând. Deși noi ne-am adunat și am gândit și am povestit,
Dumnezeu a pus pe inima noastră această dorință de a mijloci pentru orașul nostru și am văzut câteva lucruri deosebite, pe lângă faptul că anumite rugăciuni au început să fie ascultate și vedem răspunsul lumea fizică. De exemplu, ne-a rugat pentru studenți într-o anumită săptămână, pentru că asta a fost ideea, ca în fiecare săptămână să avem o temă specifică. Și atât în biserica unde sunt eu implicat și în alte biserici am văzut o dinamică nouă în ce privește lucrarea cu studenții și asta e un lucru deosebit, pentru că înțelegem acest, cât de strategică este lucrarea printre ei. Apoi am avut o săptămână, la început de noiembrie, când am mijlocit pentru sistemul medical din România, pentru persoanele cu probleme de sănătate și sistemul medical. Și exact în acea săptămână s-au întâmplat niște lucruri deosebite. Pe lângă faptul că la cea mai cunoscută emisiune TV pe teme sociale, România te iubesc, exact despre sistemul de sănătate din România s-a vorbit, s-a publicat o scrisoare a unui doctor de la Ploiești despre situația dintr-un spital care caracterizează nu doar acel spital, ci mai multe spitale din România, care a generat un șuvoi de răspunsuri, de reacții, de controle, s-a adus în discuție în prim planul mass media românești situația din spital și ceea ce se întâmplă. Nu credem că e o coincidență acest lucru. Sau dacă cineva ar fi avut, să spun eu, o coincidență în acea săptămână. Săptămâna trecută realmente am fost pus într-o stare de uimire de ceea ce s-a întâmplat. Din 20 septembrie, de ziua Bucureștiului, noi când ne-am întâlnit cu păstori, ne-am rugat pentru oraș, Dumnezeu ne-a pus pe inimă pentru ce teme să ne rugăm, am hotărât că în săptămâna trecută, de mijloc de decembrie, urma să ne rugăm pentru justiție și contra corupției. Lunea trecută, când m-am trezit, am văzut că la nivel internațional, ziua de 9 decembrie era ziua de luptă împotriva corupției. Și am zis, iată ce coincidență nouă. A doua zi, în 10 decembrie, în Parlamentul României s-au întâmplat niște lucruri ciudate care au strânit foarte multe reacții, după cum știți, niște lucruri preocupante. Și Dumnezeu din 20 septembrie știa aceste lucruri și noi nu suntem mirați că El știa, dar e clar că El a pus pe inima noastră să ne rugăm, să mijlocim pentru țară, să mijlocim pentru o justiție dreaptă, să mijlocim contra întăriturii corupției și acestor lucruri nedrepte. Și aceste lucruri ne-au smerit și în același timp ne ajută să înțelegem cât de important ca noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca biserică, să fim în comunicare, să răspundem acestor îndemnuri pe care Duhul Sfânt ne le pune. Mai avem, iată, 12 zile până la sfârșitul anului. În această săptămână, împreună cu bisericii din București, mijlocim chiar pentru bisericii în oraș, pentru unitatea spirituală dintre lideri, ca împărăția Lui să crească printre noi. Săptămâna viitoare ne vom ruga în mod deosebit ca Hristos să fie înălțat, ca în această săptămână în care oamenii își vor aminti de naștere, să nu se preocupe doar cu lucrurile de suprafață și materiale, dar să-și amintească și Duhul Sfânt să aducă naștere din nou în viața multor români. Și ne bucurăm că și foarte mulți oameni din țară au mijlocit împreună cu noi. În noiembrie am avut și un eveniment special de închinare profetică, de rugăciune, de mijlocire pentru țară. Au fost tineri din toată țara și am văzut cum Dumnezeu a înviorat inimile noastre și ne responsabilizează în această direcție. A fost cea mai mare corespondență înregistrată ieri și am fost uimit de faptul că Dumnezeu, în preștiința Lui, le-a dat din septembrie niște puncte de rugăciune care au fost în săptămâna care trebuia, în locul care trebuia, corelate într-un fel cu dinamica vieții social-politice și economice din România. Chiar săptămâna trecută a avut ca punct de rugăciune toate bisericile din București, rugăciune pentru corupție și legi drepte. Și cu toți știm tulburările care sunt pe fondul legislației și a deciziilor în Parlamentul României. Este încă o confirmare faptul că acest lanț de post și rugăciune pornit în București este de importanță foarte mare și clar face parte din programul lui Dumnezeu de trezire a națiunii. Nu pot fi insule izolate de trezire dacă nu este un foc al trezirii și în București ca să fie impactul generalizat în țară. Cred că acest lanț de post și rugăciune încă nu s-a încheiat, se încheie în 31 decembrie anul acesta.
Ce vreau să spun aici, dincolo de semnificația și de greutatea spirituală a acestui lanț de post și rugăciune, este că Dumnezeu a accentuat pentru anul care vine, că va fi un an de har pentru mântuirea foarte multora. Asta este cuvântul pe care l-am primit când m-am rugat pentru 2014 și înseamnă de fapt o trezire masivă. Iar toată această pregătire pe care noi am subliniat-o prin cele 12 puncte la toate nivelele trupului Hristos din România înseamnă de fapt pregătirea bisericii pentru a putea primi pe toți acești mulți care se vor întoarce la Domnul în anul care vine, în perioada imediat următoare. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este o stare de atenție spirituală, să zic, de veghe pe care Dumnezeu ne-o cere. Și vorbesc acum celor care ne urmăresc, fiți oarecum conectați la Duhul Domnului pe toată perioada aceasta a sărbătorilor, inclusiv luna ianuarie din 2014. Este o perioadă de trecere oarecum într-o nouă dimensiune și Domnul ne cheamă să fim cu o stare de post, rugăciune, de alertă vis-a-vis de ce Domnul vrea să ne spună așa, dar luați acest cuvânt pe care n-am avut cum să vi-l transmitem mai devreme ca o atenționare de a fi atenți, o stare de veghe și de alertă. Și tot aici aș vrea să menționez un lucru pe care cu ocazia aceasta vrem să-l spunem. Pentru 2014 este o provocare puternică din partea Domnului de a ne ruga pentru viitorul președinte al României. Așa că începeți din ianuarie acest rugăciune. Da, exact. Să fie un om ales, hotărât de Dumnezeu, el să-l ridice, el să-l împuternicească și oamenii din România să-l vadă și să-l recunoască ca fiind persoana pregătită de Dumnezeu pentru această nouă etapă a țării. Bine, la acest moment propun să ne și rugăm și ne vom ruga noi aici, în duhul cu cei din echipa Alfa Mega TV și cu mulți dintre cei care ne urmăresc, să avem un minut de rugăciune pentru țară și după care să avem partea a doua a emisiunii. Hai să ne rugăm cum Domnul te călăuzește. Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta acum, Doamne, să ne rugăm, Doamne, pentru România, pentru țara aceasta extraordinară în care Tu ne-ai pus, Doamne. Ne-ai născut român, Doamne, ne-ai născut cetățenii acestei țări, Doamne, indiferent de etnie. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru acest privilegiu extraordinar pe care ni l-ai dat, Doamne. Acum venim în acest prag de nou an, Doamne, să Te rugăm să binecuvintezi țara noastră, să Te rugăm, Doamne, să-Ți revești harul Tău, Doamne, să deschizi, Doamne, cerul Tău, Doamne, peste România și să torni belșug de binecuvântare peste țara noastră. Mă rog, Doamne, pentru acea promisiune, Doamne, ca slava Ta, Doamne, cunoștința slavei Tale să acopere România, precum apele acoperă fundul mării. Mă rog, Doamne, ca fiecare român, Doamne, să ajungă să Te cunoască pe Tine, Iisuse, ca Domn și Mântuitor personal. Mă rog, Doamne, pentru un seceriș bogat în țara noastră în 2014. Mă rog, Doamne, pentru protecția Ta peste țara noastră, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru har, Doamne, ca copiii din această țară, Doamne, să Te cunoască de mici, Doamne, ca Domn și Mântuitor, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Dumnezeu care ești în control, care ești atotputernic. Și nu putem decât să cerem acum în acest final de 2013 și început de 2014, Doamne, Tată, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în vremea aceasta în România. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvintezi această țară, Doamne, cu cunoștință de Tine, Dumnezeu meu, și cu o stare după voia Ta, Doamne. În numele Domnului Iisus. Mă rog pentru un timp, un sezon de revelație, Doamne, ca și prin această emisiune și prin alte lucruri, Doamne, Tu, Tată Ceresc, să aduci înțelegere și lumină în mințile multor credincioși din România, lideri, biserici, corporativ și individual, Doamne, ca fiecare să înțeleagă chemarea pentru acest sezon, pentru această vreme, planul Tău cu ei, cu fiecare, ca persoană, ca familie, ca și biserică, ca și comunitate, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu, Doamne, vei stârni duhurile multor români, Doamne, ca să intre în destinul pe care Tu l-ai pregătit, în planul pe care Tu l-ai pregătit și l-ai pentru noi în acest sezon, Tată Ceresc. Mă rog pentru un timp de revelație cu ocazia acestor sărbători, de înțelegere profundă și clară și biblică a planului pe care Tu l-ai pentru biserica Ta din România în această vreme. Amin. Amin. Și ne rugăm aici în Alfa Omega, Doamne, ca planul Tău, Tată Ceresc, cu România să se împlinească în sezonul următor. În numele Domnului Iisus. Amin. Mirela, vrem să încheiem acest timp cu o altă rugăciune. Am înregistrat cu ocazia viziei noastre în București recent, când oamenii rugăciunii s-au întâlnit într-un loc cu totul special, rugându-se pentru București, pentru țară. A fost o rugăciune cu totul specială, unică, a profesorului Iosifson peste generații, rugăciune pe care vrem să o primiți. A fost o rugăciune de binecuvântare peste generații, pe care vrem să o
peste patru generații, pe care vreau să o primiți și să vă însușiți și dumneavoastră. Dumnezeu își caută acum o generație care îl crede pe Domnul Iisus 100%, care să acceptă să fie sfințiți totalmente prin învățătura Domnului Iisus, prin învățătura Domnului Iisus, prin învățătura Domnului Iisus, care să vă impregneze mințile. Și prin puterea Duhului Sfânt să puteți face și voi minunile Domnului Iisus, pentru ca toată Europa să-și caște ochii și să zică: e real, e adevărat. Până când Europa nu vede faptele Domnului Iisus sub ochii lor, cum să creadă că Iisus e real? Voi sunteți generația care trebuie să demonstrați realitatea Domnului Iisus. În rugăciunea Tatăl nostru sunt aceste patru lucruri: sfințenie, împărăție, putere și slavă. Fie ca sfințenia Domnului Iisus, sfințenia adusă prin învățătura Lui, să vă impregneze mințile. Fie ca voi să înțelegeți împărăția Lui, că ați ieșit din împărăția întunericului și sunteți în împărăția Fiului dragostei sale. Fie ca puterea Lui nemaipomenită să fie în voi și slava Lui Dumnezeu să fie peste voi, ca voi să demonstrați sfințenia Lui, împărăția Lui și puterea Lui și slava Lui unei Europe flămânde care trebuie să fie reparată pentru Dumnezeu. Aceasta e binecuvântarea care vă dau în numele Domnului Iisus. Amin. L-am primit și noi aici în studio această binecuvântare ca o trimitere a fratelui Iosif Son peste generații pentru noi, ca să intrăm în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi ca trupul lui Hristos. În partea a doua serii îl avem alături de noi, la început, pe fratele Marian Zanfir. Bine ați venit, frate Marian, pentru prima dată la Alpha Omega TV și prima dată într-o emisiune în direct. Vă spuneam, în partea a doua serie o să-l avem și pe Sani Tran, că ne așteaptă deja în regie, pregătit, amândoi pregătiți să aducă un suflu proaspăt și inedit, cred eu, în discuția noastră. Frate Marian, câte ceva despre dumneavoastră și după care o să vă întreb cu ce gânduri, cu ce ochi ați privit din regie lucrurile care s-au discutat aici. Pentru cei care nu vă cunosc, în câteva cuvinte, cine sunteți, cum slujiți și unde slujiți? Dumnezeu m-a chemat să fiu un deschizător de drumuri. De mulți ani fac o lucrare de pionierat. Am început în Oltenia de mulți ani, plantând biserici. Am început o ună nouă în Caransebeș. Dumnezeu m-a chemat să particip la o lucrare de rugăciune și mijlocire pentru capitalele Europei. Ce să zic, am fost foarte încântat să văd că majoritatea punctelor, cu excepția celor de media, unde eu am fost destul de absent pentru că am fost foarte mult pe teren, am participat la toate aceste lucruri în Ierusalim și în jur împrejurul Ierusalimului, punctele strategice, începând de la munții Golan și în zona de frontieră. Am fost cu oameni din toată lumea, Asia, Australia, Noua Zeelandă, mă rog, din toate continentele, să facem ce ne chema Dumnezeu pentru poporul Lui. În același timp, în țară, am încercat să aducem din ungerea și din revelațiile pe care Dumnezeu ni le-a dat, slujind împreună cu acești oameni mari care trăiesc într-un fel în umbră, necunoscuți de mulți oameni. Oamenii ai rugăciunii, de ei vorbiți. Oameni dedicați, oameni care depun sacrificii din banilor, timpul lor, familii și așa mai departe, slujind lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu i-a chemat. Și pentru că Dumnezeu cu ani în urmă mi-a dat un motto, ca să zic așa: fă tot ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești.
am ales să-L urmez și să fac asta. Pentru români e un mod. Mulți români spun, n-am $1,000,000 sau n-am două mașini să pot să slujesc și așteaptă să vină. Și cred că e un mod interesant pentru noi ca români. Chiar ne uitam unul la altul pentru că același lucru ne-a spus Domnul și nouă și este pe inima noastră. Facem tot ce putem cu ce avem și apoi Domnul ne dă mai mult. Da, unul din ele a fost, Dumnezeu nu pregătește binecuvântări pentru tine, te pregătește pe tine pentru binecuvântări. Și asta cred că e valabil pentru Alfa și Omega și pentru... Interesant și să slujești în Israel, în locuri speciale de mare încărcătură spirituală, dar dumneavoastră a slujit și slujit în continuare, frate Mariana, și în Oltenia, un teren arid, evitat, ocolit de foarte mulți slujitori, mai ales din zona de vest a României, care poate... trăiesc aici într-o altă atmosferă și căldură spirituală. Puțin despre slujirea și ce vă determină să vă investiți mult din timp, de multă vreme, acolo, în Oltenia? În primul rând, Dumnezeu mi-a dat o pasiune pentru ei, pentru oamenii de acolo și mai ales pentru că m-a pregătit din vremurile copilăriei pentru o muncă mai grea și de tipul ăsta. Am văzut, pentru că este un loc arid, am văzut puterea supranaturală a Dumnezeu și pentru mine este o mare favoare să umblu în supranatural, sub ungere. Acolo există un cult al descântecului, a vrăjitoriei, a ghicitului. Deci oamenii au avut practici de tipul ăsta și acolo avem nevoie de îndrăzneală, de puterea Duhului manifestată, practic, pentru ca Dumnezeu să poată face ceva. Pentru că oamenii au nevoie de eliberare, au nevoie de vindecare, au nevoie de atingerea Dumnezeului în interior și în fizicul. Dincolo de învățătură biblică normală. Adică așa. Da, deci... Nu. Evanghelia Domnului spune că trebuie să cunoaștem și Scripturile și puterea Dumnezeu. Avem nevoie de acest echilibru. Vedeți că de curând v-ați întors dintr-o slujire în Moldova românească și vorbeam la început, în timpul discuției noastre, la începutul serii, de faptul că Dumnezeu ridică lideri, biserici, organizații în îndrăzneală, în putere, lideri radical pentru Hristos, grata, pregătiți, echipați să pășească în dimensiunea asta supranaturală a miracolelor, a puterii, a confruntării cu forțele întunericului. Puțin despre asta, cum a simțit în acest lucru? Am văzut asta cu ochii mei acum câteva zile. Deci unul din tinerii care slujeau în Anglia. Adică erau în Anglia, a fost în Anglia pentru muncă, a primit chemarea lui Dumnezeu să se întoarcă și acum are o pasiune pentru Republica Moldova. Și ce... Prutul, dincolo, da. Dincolo de Prut, el are o dorință foarte aprinsă și ceea ce a fost foarte uimitor, duminică seara, după slujbă, a fost o soră paralizată, noi ne-am dus să ne rugăm, Dumnezeu a vindecat-o pe loc și a zis, ăsta este primul miracol care l-am văzut, așa. Da, instant. Da. Și am văzut ceea ce face Dumnezeu printre oameni, pentru că le stârnește pasiunea pentru supranatural, pentru ungeri proaspăte, pentru îndrăzneală în Duhul, pentru a îndrăzni în acest domeniu unde Dumnezeu ne cheamă pe toți. Da, deci nu e un domeniu al celor care sunt super specializați. Este o chemare pentru întreaga Biserica lui Hristos. Spuneați de această deschidere pentru supranatural în Oltenia. Este deschidere pentru supranatural, dar a fost o invazie a întunericului acolo, a ocultismului. Cred că România au o deschidere serioasă pentru supranatural și poate are de-a face și cu oarecum dimensiunea profetică care este peste poporul Domnului din România. Din câte am mai înțeles, este această dimensiune a slujirii și în profetic. Spuneați și că ați fost mult în mișcări de rugăciune, ați fost în acțiuni de rugăciune în diverse locuri și din România, nu doar în afara granițelor. Ați fost și în România. Știu că sunteți promotorul unei vieți de rugăciune și că, practic, viața noastră este o viață de rugăciune. Cum vedeți dimensiunea aceasta a rugăciunii în mișcarea Domnului pe care o face în România acum? Dumnezeu ne-a chemat să învățăm oamenii și sunt tot mai mulți pastori care solicită ajutor pentru a aplica strategie de rugăciune, de exemplu, într-un orașul lor. Și am mers în diferite părți unde noi am mers pe cetate, pe deasupra, unde avem perspectiva orașului și acolo am proclamat, am lovit în puterea întunericului, decretând și declarând ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem și apoi
am înlocuit toate aceste lucruri cu ordinea lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, cu restaurare, cu noi lucruri, cu ordine divină acolo și din ce în ce mai mulți își doresc asta pentru că au văzut efectele. Asta este o dimensiune foarte importantă în care cred că ar trebui să intrăm tot mai mulți pentru localitățile noastre. Unde, concret, poate ați avut o astfel de slujire în România? Să spun un exemplu. Vorbeam la începutul serii de faptul că tot mai mulți lideri sunt preocupați de a găsi strategii de a sluji în localitatea lor, de a avea revelat, de a putea să proclame peste localitatea lor și lucruri care nu erau în preocuparea lor 10 ani de zile. Acum 10 ani de zile. De exemplu, am fost în localitatea Rupea. E o cetate care acum e renovată și se vede de oricine. Care domină zona. Exact. Da. Și liderii de acolo, împreună cu ei, am mers acolo pe cetate în mai multe rânduri și am vrut să facem ceea ce Dumnezeu ne-a călăuzit. A trebuit să privim în trecut ce s-a întâmplat acolo, să cerem iertare, să rupem legături, să rupem blesteme, să facem lucruri care trebuiau făcute la nivel spiritual. Și apoi, puterea întunericului, puterea morții și eu știu câte astfel de lucruri au trebuit să fie frânte ca prezența lui Dumnezeu să poată să invadeze acea zonă. Exact, exact. Da, e... Chiar dacă nu avem timp să discutăm mai mult, ceea ce a spus putea să fie o provocare pentru mulți lideri, pentru că Dumnezeu cheamă, vedem asta, am și spus în începutul serii, Dumnezeu cheamă lideri din anumite orașe ca să câștige localitatea lor pentru Hristos, cu strategii noi, nu cu rugăciunele, nu cu servicii simple, de obișnuite, ci cu intrare într-o autoritate care să le permită avansarea împărăției în localitatea lor. Da, practic Dumnezeu ne cheamă să ieșim în stradă, deci să ducem Evanghelia în stradă, să ducem prezența lui Dumnezeu în stradă, să-i atingem pe oameni acolo unde sunt ei. Oamenii s-au obișnuit să-i cheme pe oameni, biserică, frații se cheme la ei la biserică. Dumnezeu ne cheamă să ieșim noi către ei și este o chemare tot mai mare. Ceea ce am văzut eu, și anul ăsta am fost la Stuttgart, la o conferință la Rusalii, și am văzut că creștinii din Europa se uită spre Balcani cu mare interes și au așteptări dinspre Est. Considerând, chiar dacă acum ne-au ignorat până acum, destul de multă vreme, acum trebuie să recunoască că Europa cuprinde și România și celelalte țări. Da, și recunosc că românii au oameni și Dumnezeu încă pregătește. Ce spune fratele Marian este mai important. Și noi știm tot mai multe rostiri profetice, revelații profetice la diverse conferințe care recent a fost în Olanda, arată că Dumnezeu pune o stare de așteptare, de speranță. Mulți credincioși din țări care s-au laicizat, se uită cu speranță la zona de est a Europei, inclusiv la România, așteptând o trezire, un val, o provocare nouă a Duhului Sfânt pentru întreaga Europa care să vină de aici. Cred că suntem într-un proces de echipare acum și cred că setea după ungere proaspătă și după ceea ce înseamnă a umbla în dependență de Domnul în supranaturalul. În supranaturalul. Avem nevoie de asta. Într-o felvate, Marian, trage niște concluzii la lucrurile care le-am spus noi și ne bucurăm, nu ne-am vorbit înainte, dar ne bucurăm că a rezonat ceea ce lucrurile le-am observat noi. Apropo de această ieșire a bisericii dintre ziduri, cred că prin dimensiunea rugăciunii, începe să ieși afară în rugăciune, în localitatea ta, este un prim pas prin care biserica poate ieși dintre ziduri. Și poate că este punctul A din lista de acțiuni pe care biserica ar trebui să le înceapă, să le facă. Sigur, și vom fi uimiți de ceea ce va face Dumnezeu. Noi la Caransebeș am planificat un moment să ne rugăm pentru oraș, un moment în care a plouat destul de tare și bătea vântul și era frig. Dar ceea ce s-a întâmplat după aceea, când Dumnezeu a trimis niște slujitori și am descoperit lucruri care trebuie sfrânte, am descoperit lucruri care nu le știam despre oraș. Absolut. Deci fiecare pas trebuie să urmeze un altul. În emisiunea noastră de 10 ani de când produce emisiune, din 2000, în urmă cu 10 ani de zile nu abordam astfel de subiecte, despre a lua localități pentru Hristos, de a avea stabili strategii de eliberare, de a confrunta influențe dominante demonice peste anumite zone. Acum lucrurile acestea
încep să pătrundă și ca învățătură și ca preocupare și ca înțelegere. Și este un fenomen care ne place sau nu ne place se extinde în trupul Hristos, ca revelație, ca și cunoștință. Ne place. Și ne pare, suntem bucuroși că și noi, ca altfel, că suntem un mic instrument prin care acest gen de învățături, de provocare, chiar și vorbele care le spuneți acum, cred că vor provoca foarte mult lideri din România să se gândească altfel în a se ruga pentru localitatea lor, în a ieși în stradă și a împlini planul 2 pentru care. Și a umbla pe străzi. Deci exact. Și să umbli pe stradă, pierzând vremea, lăsând mintea să zboare. Mergi pe stradă și rostește binecuvântări în dreapta și în stânga. Creează o atmosferă, o prezență al Dumnezeu prin ceea ce tu spui cu propria ta gură. Pentru că întâi te atinge pe tine. Asta ca să fie oamenii motivați. Da. Sigur că noi vrem să profităm de faptul că fratele Marian este aici cu noi. Mulți îl cunosc din începuturile de slujire, ca, îl cunosc ca acel slujitor care cântă la nai, care primește și numai la nai. Vorbiți-ne despre ce înseamnă închinarea prin muzică, prin nai, pentru dumneavoastră. Cum se îmbină asta cu slujirea pe care o faceți? Dumnezeu m-a chemat să creez unul din lucruri și scriu versuri de multă vreme și compun muzică. M-am bucurat că am auzit, apropo de români. Încep să compună românii mult. Da, eu o fac de multă vreme, de mulți ani. Sunteți un pionier, un apostol în zona da. Asta. Mă bucur că s-au fost motivați și alții, pentru că nu trebuie numai să copiem de la alții. Pentru Dumnezeu este izvorul. Exact. Izvorul tuturor lucrurilor și tot ce vine și frumos și desăvârșit vine de la El. Vine de la El și Dumnezeu ne cheamă să... Are un izvor nesecat de cunoaștere. Sunt lucruri care n-au fost umblate la ele. El poate aduce peste români atât de bun numai să vrem. Apropo de asta, deci vorbeam cu unul din prietenii mei, i-am spus că Satan mă necăjește și el a zis, surprinde-l. Cum? Zice, nu știu. Și am zis Domnului într-un anumit moment de zdrobire, Doamne, dă-mi cântece. Ori de câte ori vine cel rău să mă rănească, dăm cântece ca să atingă oameni, ca să atingă națiuni, ca să atingă mulțimi, să fie mângâiați, să fie vindicați, să fie eliberați, să fie încurajați. Și am început să primesc. La un moment dat, n-am mai fost așa prolific. Și am zis, Doamne, de ce nu mai îmi dai? El a zis, de ce nu vii să iei? Ceea ce m-a făcut să înțeleg că Dumnezeu așteaptă ca noi să venim și să luăm. Exact ca femeia cu scurgere de sânge care nu s-a rugat și a luat vindecarea. Vă mulțumim că ați participat, ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare în studio Alfa Omega, pentru că în partea a doua serie o să-l avem și pe Sani Trancă, ne așteaptă deja în studio. Mirela, a fost interesant. N-am avut timp, deoarece a sosit dânsul de la Caransebeș în ultima clipă, n-am avut timp să vorbim, dar Dumnezeu ne-a confirmat câte ceva din lucrurile pe care noi le-am expus în prima seară. Da, așa este și, practic, aceste dimensiuni ale rugăciunii care, oarecum, pe care le-a întărit și le-a amplificat prin ceea ce dânsul ne-a spus, demonstrează că Dumnezeu lucrează cu mare putere și oarecum în ascuns, pentru că astfel de lucruri, iată că apar la lumină poate acum, nu la începutul anului. Deci Dumnezeu oricum își face lucrarea în taină prin oamenii rugăciunii în primul rând. Apoi urmează invazia bisericii în mod explicit, vizibil, prin mesaj, prin evangelizare, prin ceea ce Domnule, închinare, prin formele acestea vizibile. Dar rugăciunea este cea care pregătește terenul. Și lucrul acesta l-am văzut. Rugăciunile pregătesc terenul. Și este o provocare pentru noi, ca și creștini, pentru anul care vine, să îndrăsnim, să ne rugăm mai mult, mai agresiv, să luăm în stăpânire localitățile în care suntem pentru Hristos, să declarăm voia Lui, prezența Lui, așa cum și pe punctele de rugăciune pentru România. Tot mai insistent sunt aceste chemări să chemăm Împărăția Lui Dumnezeu să vină pe pământ, așa cum voia Tatălui să împlinească precum e în cerul. Avem, cum am spus mai la începutul serii, alături de noi pe Sani Trancă. Bine venit, Sani, alături de noi. Bine v-am găsit. Ne-am rugat în ultime minute aici împreună ca Dumnezeu să reconecteze toate lucrurile. Amin. Și să fie posibil această acest final de emisiune. Sani, vrem să ascultăm și ce are Domnul să ne spună prin tine. Ai urmărit două ore din regie ce am vorbit noi aici, lucruri pe care am încercat noi să le surprindem, să le comentăm asupra ceea ce a legat ce a spus Domnul în România, dar înainte de a ne spune gândurile tale, ce ți-a pus Domnul pe inimă, pentru cei care nu te cunosc, deși mă îndoiesc că nu știți pe Sani, câte ceva despre tine. Cine este Sani Trancă, Sorin Trancă? Păi mă apropii de 37 de ani. Vedeți că mi s-a dus pleata.
Dar laud pe Domnul pentru că El cunoaște fiecare fir de păr de pe cap, așa cunoaște fiecare îngrijire noastră și fiecare încercare noastră. Sunt căsătorit, am absolvit Facultatea de Teologie Ecumenică București. În urmă cu mulți ani am terminat acolo, pentru 13 ani am fost în București, am avut o formație, se numea Vitamina C și încă din anul 93 chiar am început să cânt. Am mers așa, am fost pe drumuri cu chitara în spate și încercam să spun că Dumnezeu ne poruncește în Scriptură să cântăm un cântec nou, dar nimeni nu vrea să cântă un cântec nou. Ziceau, e prea greu, pentru noi românii, noi suntem copiatori, noi nu suntem creatori. Noi nu suntem creatori și le spuneam, dacă avem relație, trebuie să avem și creație. Pentru că dacă îl cunoaște pe cel care creează, atunci vom crea și noi împreună cu el. Și de atunci, 13 ani în București, am lucrat cu copiii străzii, 4-5 ani de zile am fost voluntar la Teen Challenge România, cu care am și lucrat pentru 3 ani de zile împreună cu Cătălin și echipa de acolo. Am fost parte din Biserica 43, care vine de la Isaia 43, 18 și 19 și se spune, nu vă mai gândiți la ce a fost, nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata, se întâmplă. Așa s-a născut Biserica 43. Din Isaia 43, Dumnezeu are lucruri noi pentru România, lucruri fantastice, lucruri care nici nu ne-am închipuit vreodată și cu asta se ocupă Sani, cu încurajarea, cu echiparea tinerilor, a bisericii, a trupului lui Hristos și inima mea este ca să aud ce spune Dumnezeu și să dau națiunilor. Inima și gândurile lui Dumnezeu. Spuneam, apropo de Isaia 43, revista care este chiar acum la tipara noastră pe luna ianuarie-februarie, are pe copertă acest verset din Isaia 43, pentru că Domnul ne-a spus să marcăm, chiar și în revista noastră Alfa Omega TV Magazin, acest moment, acest nou început pe care Dumnezeu îl are pentru România. Da. Credem sau nu credem? Noi credem. Sunt unii care zic, da, ce-a fost e același, e o treabă lineară, mai un an calendaristic, dar cred că Dumnezeu pregătește ceva nou care e gata să se întâmple, cum spune Isaia 43. Amin. Și parte din ceea ce Dumnezeu face, cum am spus și noi în punctul 4, cred, este și acest sunet nou. Cred că despre asta vrem să luăm de la tine mai mult. Da. Știu că Mirela are și alte întrebări legate de revelații profetice, pentru că Dumnezeu a pus în tine și merg împreună. Lucruri. Da, deci aceste două dimensiuni ale rugăciunii și ale închinării sunt împreună și cum toate vin de la Domnul, închinarea în Duh și în adevăr, revelația profetică, înseamnă o conectare, de fapt, cu Duhul Domnului puternică. Știu că ai primit multe cântări de la Domnul prin revelație profetică, în timpul tău personal. Poate ne spui puțin de viața ta de rugăciune, de viața ta personală cu Domnul, de călătoria ta cu Domnul de până acum. Călătoria mea cu Domnul, întorcându-mă dintr-o viață foarte dezordonată, cu o familie destrămată, nu a fost ușor să-mi găsesc o constantă în viața mea de creștin. Încă de la început am fost înfometat după Hristos, am căutat să mă apropii de Dumnezeu, însă știți cum este viața, o iei în sus, o iei în jos. Neavând suportul necesar, mai ales că Dumnezeu m-a chemat, cum spunea fratele Marian Zanfir mai devreme, să fie un deschizător de drumuri în plantarea bisericilor în Oltenia. Eu am fost și cred că Dumnezeu m-a chemat să fiu un deschizător de drumuri în această lucrare a cântecului nou, cântecul profetic, în cântecul Domnului, cum mi se mai spune, să auzi ce Dumnezeu cântă peste o națiune și să redai și să-ți aduci mereu aminte că El e vioara întâi și că tu doar copiezi ce face vioara întâi, pentru că El e original, El e Dumnezeu. Călătoria n-a fost ușoară în facultate, am avut multe provocări. Acolo, bineînțeles, datorită lipselor de resurse financiare, a trebuit să muncesc, a trebuit să șoferez, să fac șoferie, dar am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu mulțumire. N-au fost momente ușoare, însă cu fiecare album care l-am făcut, sunt cu Vitamina C am avut 5 albume. De atunci am mai avut 3 scoase și proiectele care Dumnezeu mi-a pus pe inimă să le inițiez. Vorbesc tocmai despre această cântare nouă. Unde este focul ca eu să ajut să fie mai mare? M-am dus la Cluj, m-am dus la Baia Mare, la Philadelphia, Hristos pentru România adoram, am fost în Aletei, am lucrat și am zis, haideți să facem ceva împreună, haideți să eliberăm cântecul ăla pentru regiunea voastră, pentru națiune și de ce nu, pentru toată zona Balcanilor. Pentru că, așa cum spuneați, Dumnezeu nu trezește România pentru România, trezește România pentru că e fratele mai mare în Balcani, îl trezește pentru ceva mult mai mare. Și cred că uriașul ăsta se ridică, se scoală. Da, exact. Și cântecul nou în scoală. Da. Percepția asta am avut-o și eu acum, că biserica din România este ca un uriaș adormit care acum se trezește. Amin. Și care își rupe legăturile și în curând va fi foarte vizibil
în plan spiritual și natural. Se vede. Da. Sare, doar pentru că vorbim de albume pe care le-a scos, să folosim acest moment foarte scurt să vorbim puțin despre albumul tău, câteva gânduri. E unul din albumele, ultime albume, Pasionat, l-am promovat și noi revista noastră. Spune aici ceva interesant și îmi dau seama că poate are o relevanță acest lucru și are semnificat de faptul că noi te chemam aici la sfârșitul anului 2013, pentru că tu spui aici, mulțumiri. Noi, anul 2013 este un an semnificativ pentru mine. Sunt 20 de ani de aventură cu Dumnezeu ca și tată, an pe care nu i-a schimbat pentru nimic în lumea, an grei, dar cu multe bucurii și victorii și cu mulți oameni care mi-au fost alături. Deci ești la sfârșitul acestor 20 de ani alături de noi aici la Alfa Omega. Poate și ești la un nou început. Și vorbești de nou început după 20 de ani de bucurii și ani pe care nu i-ai schimbat pentru nimic în lume. Poate vorbim puțin despre acest nou început, cum îl percepi tu ca închinător, ca om de revelație? Ca și viață personală, nu cred că trezirea va veni și noi vom sta toți pe scaune și vom vedea Champions League cu popcornul lângă noi. Dumnezeu când profețește ceva, va fi o cântare nouă. Aia înseamnă că niște oameni merg după cuvântul profetic să pun pe treabă și încep să muncească, să stau în prezența lui Dumnezeu ca ne să aducă. Le dă de lucru, de fapt. Le dă de lucru. Dumnezeu când mari promisiuni, mari probleme. Lui Iosif când i-a dat o mare promisiune, a avut o mare problemă. Moise, te trimis să fie un eliberator. Mare problemă. Da. Intri în pustie, te vei lupta. Dar credem că sunt oamenii în România care deja au înțeles valoarea cuvintelor profetice, a cântecelor profetice. Pentru că ce e un cântec profetic în fond, cum Scriptura îl definește, este cântecul tatălui peste națiunea respectivă. În Sefania, la noi, nu e tradus chiar cum este limba originală, dar în limba originală spune că el cântă, ne împrejoară cu cântece și sare în sus de bucurie, da, și sare în dragostea lui și tace și sare și chibuie, dar în cântec, pentru că Dumnezeu cântă. Și vorbeam cu un rabin odată și mi-a spus: Sani, tu știi că lumea a fost cântată în existență? Dumnezeu e cel mai mare cântăreț. Și cântecul Domnului e valoros, pentru că cântecul Domnului sunt gândurile Lui, cum spune Scriptura în Ieremia 29, și inima Lui pentru o națiune, pentru un popor. De asta noi nu trebuie să ne pierdem timpul ca și închinători făcând muzică doar de dragul muzicii. Aia e ok, dar nu trebuie. Noi suntem chemați la mai mult decât atâta. Dumnezeu, Tatăl nostru, chiar vorbește, chiar are niște gânduri, are niște pasiuni, are strategii, are metode de a salva țara asta și zona în care trăim. Și de aceea noi trebuie să cântăm lucrurile. Și vreau doar să citesc aici, în 42. Isaia 42:9. Iată cele din tâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai dinainte ca să se întâmple. S-au împlinit multe în ăștia 20 de ani de la Revoluție. Românii la Revoluție au învins frica și intimidarea. Au strigat, există Dumnezeu. Au declarat credința. Și în Isaia 42 spune: vă vestesc lucruri noi și sunt gata altele să se întâmple. Și imediat, versetul 10, cum se vor întâmpla astea? Cântați o cântare nouă. Cântați laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeți pe mare și cei care locuiți în ea. Ostroave și locuitorile, pustia și cetățile ei să înalțe glasul, satele locuite de Chedar să-și înalțe glasul. Și acum pot să merg un pic așa, sunt speculații că Chedarul, acolo unde se vorbește despre Chedar, vorbește de fapt despre Getodaci. David și Solomon aveau alianțe comerciale și e clar știut că la Drobeta Turnul Severin a fost una din cele mai mari colonii de evrei, pentru că ei au fost fugăriți de Darius, spun aici, dar nu asta e important acum, important e că Dumnezeu vestește lucruri noi și care e treaba noastră. Cântați o cântare nouă, să le cântăm, pentru că credința vine prin auzire, viziunea câteodată nu vine doar prin predică și prin cuvânt, vine prin cântecul Domnului, vine prin revelația profetică care Dumnezeu ne dă să o cântăm peste națiune. Cu ceva timp în urmă și cu asta vă las, mi-a dat Dumnezeu doar câteva cuvinte. Domnul face lucruri noi, printre noi, printre voi, pregătiți burdufuri noi. Doamne, ce să fac asta, ce să fac asta? Cântă-l la fiecare concert al tău, primul. Cântam acest cântecel, toată lumea era înmormurită. Cântam cântecele care făceau parte din playlist-ul meu. La sfârșit, toți oamenii știau un singur cântec. Domnul face lucruri noi, printre poate noi, și acum printre și voi. Acum noi. Pregătiți burdufuri noi. Exact. Are atâta, doar da. Două versuri. Este interesant, pentru că Dumnezeu ne pregătește burdufurile. În fond, noi suntem aceste burdufuri noi în care El vrea să-și toarne vinul cel nou. Vinul cel nou este această revelație proaspătă a prezenței Lui, a puterii Lui, a dragostei Lui. Suntem
Ar trebui să fim și Domnul, așa ne vrea să fim un clocot pentru El. Ori cu bolufuri vechi nu putem păstra un clocot de plin. Adică stând în forme vechi, stând în tradiții, nu putem merge cu ce vrea mai departe. Părul a început despre acest fenomen, această separare, în fond, această decizie a multora de a ieși din tipare. În fond, cu alte cuvinte, ai spus același lucru. Sunt burdufuri noi pe care Dumnezeu le pregătește ca să-și toarne revelație nouă, vinul nou, care altfel n-ar fi putut să reziste în burduf vechi. Mai vreau să zic un lucru. De obicei se asociază ideea de burduf nou cu tânăra generație, cu tinerii. Dar cred că și noi, care suntem din generația Caleb, să zicem, putem avea inimi noi, pregătite, burduf nou. Depinde de relația noastră, fiecare cu Domnul. Așa este. Nu contează neapărat vârsta fizică ci vârsta inimii. Foamea după Dumnezeu, care este inima fiecărui. Așa că... Așa este. Așa este. Da, cred că avem și noi nevoie de un burduf nou pentru vinul cel nou pe care Dumnezeu este gata să-l toarne. Să ne mai spui ceva legat de lucruri care sunt de revelația de planul Domnului pentru România. Ai urmărit și din punctele astea ale noastre. Sigur că ți-a atras atenția zona aceasta de un cântec nou, cântec națiune care reverberează direct în zona ta de slujire. Poate și alte lucruri, poate ceva lucruri semnificative care Domnul ți le-a vorbit, ți le-a arătat ție sau în întâlnire de rugăciune sau cu de revelație profetică. Cu privire la lucrarea profetică, în urmă cu mulți ani de zile Dumnezeu m-a chemat să fac și partea asta a lucrării profetice și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că va ridica un val nou de oameni care o să umble în lucrarea profetică, în puterea Duhului lui Hristos, dar nu doar a lui Ilie, da? Mulți dintre noi, știți cum spunea cineva o vorbă la români, unora le place parul, altora le place harul. Eu vreau să fiu în har, pentru că eu am nevoie de har și atunci trebuie să-l dau și altora. Mulți vor să umble în puterea lui Ilie, să cheme foc din cer, dar Hristos, ce a făcut cu cei doi ucenici? I-a mustrat și a zis, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Este aici unul mai mare decât Ilie și cred că Dumnezeu ne cheamă să redefinim ceea ce înseamnă lucrarea profetică în România. Noi călătorim foarte mult. Și bănuiesc că și alții fac lucrul ăsta, facem nu doar cursuri de închinare și ce înseamnă să fii un închinător, cum să auzi pe Dumnezeu, dar și cursuri de lucrare profetică. Ce înseamnă cu adevărat să fii un om, un creștin care face o lucrare profetică? Și până la urmă, vedem că lucrarea profetică are ca bază dragostea lui Dumnezeu și auzirea vocii lui Dumnezeu și transmiterea mesajului... Duhul lui Hristos este Duhul profeției. Duhul profeției, Apocalipsa, 19:10, nu? Da. O să avem peste câteva momente o secvență dintr-o înregistrare, cântecul tău, unul din cântecele cele mai cunoscute, Leul din Iuda. Cum ți-a dat Dumnezeu acel lucru? Zic că e folosit de mulți, chiar dacă aranjamentul muzical poate nu e cel pe care l-ai gândit tu, ca un cântec de proclamare, autorității Domnului, a rostirii numelui peste acea adunare sau acea situație. Cum ți-a dat Domnul această cântare? Câte ceva ca să anticipăm puțin secvența pe care vrem să o prezentăm? Eram descurajat. Și eram în București în timpul acela, atunci se terminase sezonul cu vitamina C, eram la pământ, nu știam de ce Dumnezeu ne-a spus ca să o luăm în direcții diferite, Doamne, ce o să se întâmple? Și Dumnezeu, am început să plâng multe zile și să mă rog, și Dumnezeu în plânsul ăla, exact cum spune în Apocalipsa acolo, un bătrân a venit la el și a spus, nu mai plânge, leul din Iuda biruit. Și în momentul ăla am simțit cum mi se ridică Duhul în mine. Și am spus, Doamne, ce vrei să-mi spui? Nu mai plânge. Leul din Iuda a biruit. Și am spus, Doamne, ce vrei să-mi spui? Și a spus, voi sunteți români. Vă place să vă tânguiți mult. Vă plac doinele voastre. Și e o parte bună. Dar dacă nu ai ambele perspective a mielului lui Dumnezeu și a leului lui Dumnezeu, trăiești o viață dezechilibrată. Și cred că momentul ăla la mine a fost suiciu, pentru că eu înțelesem foarte bine ce înseamnă mielul lui Dumnezeu până atunci. Închinarea, dar n-am experimentat muzica războinică din inima Tatălui care vine să-și câștige mireasa înapoi din leul din Iuda, pentru că Hristos după ce a înviat, bineînțeles că continuă să fie mielul junghiat pentru totdeauna, în vecii vecilor, dar este leul din Iuda care a biruit moartea. Și în momentul ăla am pus una pe chitară și pur și simplu am început să cânt și am spus, spune-mi cine a biruit moartea. Eu îl întrebam pe Domnul și Domnul spunea, nu știi? Eu am biruit moartea. Și povestea o știți, am gândit partea aia de vioară foarte românească, împreună
am spus-o la cineva, am încercat să lucrez cu câteva persoane care lucrau la Vreau, au zis că ei nu pot să facă așa ceva, pentru că e imposibil să cânți lucrul ăsta în închinare pentru români. Și am spus, nu e imposibil, asta este posibil. Asta e ceea ce, da, ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Și Dumnezeu mi-a spus, cântecul ăsta va aduce multă eliberare, multă străpungere în orice mediu în care se va cânta, nu pentru că ți l-am dat ție, dar pentru că e din inima mea. Și ce vine din inima mea vine unde este Duhul Domnului, este... Da. Libertate. Și asta am constatat, că faptul că acest cântec s-a răspândit așa de rapid în România. Ca un foc. Ca un foc, exact. Și a aprins inimile românilor și a dus această comutare la foarte mulți, cred. Înregistrăm în multe locuri, multe conferințe, diverse medii, că la rugul aprins pe munte, că în biserici diverse. Acest cântec este însușit, adaptat și în biserici moderne și în biserici tradiționaliste. E un cântec care a intrat deja în repertoriul clasic. Am selectat 2-3 minute dintr-o înregistrare, cred că a fost la rugul aprins pe munte, când acest cântec a avut, într-adevăr, o putere Leu de eliberare. Leu din Iuda. Da. Poate că ai auzit și tu înregistrarea aceasta, vreo 2 sau 3 minute. Ce ne-a surprins este că absolut toată lumea, din mulțimea care era pe deal, mii de oameni pe deal, cânta cu bucurie, parcă era un cântec din... Parcă exista. Și știu că acest cântec deja e tradus și în alte limbi și ai pe inimă că va fi și în alte, și mult mai multe limbi traduse. Dacă se poate, Leu din Iuda, dat de Domnul prin anii 9, într-o interpretare inedită la rugul aprins Ponoară 2013. Hai spune-mi cine a biruit moartea, Iisus! Cine a călcat peste ea, Iisus! Cine e Leu din Iuda, Iisus! Scutul și tăria mea. Hai spune-mi cine a biruit moartea, Iisus! Cine a călcat peste ea, Iisus! Cine e Leu din Iuda, Iisus! Scutul și tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, aleluia, frica, Iisus! Cine a călcat peste ea, Iisus! Cine e Leu din Iuda, Iisus! Scutul și tăria mea. Hai spune-mi cine într-o zi se va întoarce, Iisus! În fruntea oștirii lui, Iisus! El va primi închinarea, Iisus! Pământul și cerul al lui. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Noi ne-am propus că acum, în ultimele minute ale acestei seri, să ne și rugăm pentru țară, să mulțumim Domnului pentru ce a făcut în România, să mulțumim Domnului pentru modul în care ne-a folosit pe noi, și o să te invităm să fii și tu parte din acest moment de rugăciune și oarecum să ieși binecuvântăm și pe închinătorii care sunt și pe care Domnul i-are încă poate necunoscuți, pe care vrea să-i ridice. Toți lucrurile închinării să fie transmisă cu putere peste tot poporul Domnului. Pentru înainte de asta, dacă vrei să mai spui ceva, nu ne-ai spus nimic, poate un gând, două despre Alfa Omega, care... Cred că sunteți un vârf de lance și mai sunt multe bătălii de dat. Dumnezeu a promis că ridică România. Am fost la o întâlnire de curând cu cei din zona Balcanilor adunați de Lisa Vil, de la cel care face festivalul Drumfest,
Și venit cineva tocmai din sudul Albaniei și zice, Dumnezeu ne-a spus că începe trezirea din România, vrem să fim și noi parte. Și cred că ei văd programele voastre, dar nu știu dacă știți câți români sunt în Albania. Am fost acolo la Ohrid, în Macedonia, ne-am întâlnit și am vorbit cu ei în românește. O românească mai stâlcit, așa, mai genul, mai moldovenește, graiul meu moldovenesc. Și am realizat că sunt 400.000 de români în Albania, 150.000 în Grecia, 15.000 în Croația, în Serbia, la fel, în Macedonia, 150.000 în Bulgaria. Dumnezeu face lucruri minunate. Am venit de la Chișinău, de acolo, românii de acolo au o foame extraordinară. Dumnezeu a făcut lucruri fantastice. O să vă las filmarea ca să o puteți arăta în ceva emisiuni ca să vadă și cei de peste Prut să se simtă parte Alfa și Omega. Ei văd programele voastre, zice. A venit o femeie în vârstă la mine și zice, Dumnezeu m-a atins, m-a vindecat. Te-am văzut la Alfa și Omega când te-ai rugat cu fratele Pețan. De acolo, din Chișinău, extraordinar. Dar Dumnezeu mi-a pus câteva lucruri, câteva cuvinte pe minimă pentru anul 2014. Va fi un an al separării, foarte puternic. Un an al accelerării, va fi o accelerare cum n-a mai fost. Dumnezeu a promis că ridică vitejii lui David. Oamenii care, și vreau să încurajez păstorii care ziceți, Doamne, ăștia mi-au căzut la sorți, ăștia mi-au căzut la împărțeală. Fiți puternici pentru că Dumnezeu transformă din oamenii în vitejii lui David, slujitorii. Și Dumnezeu a mai spus că ridică lei tineri. Lei tineri, Biblia spune, cel neprihănit s-aruncă în luptă ca un leu tânăr și răgnește. Celor nu tânăr, nu doar de vârstă, dar tânăr cu Duhul, celor care acceptă vinul ăsta nou. Mulțumim. Un an al separării, al accelerării, un an, bineînțeles, de echipare. Avem până în 1 octombrie să terminăm echiparea, după cum spuneau profețiile, pentru că Dumnezeu după aia va da drumul și dacă nu suntem echipați, pierdem și nu vrem să pierdem valul, pentru că valul vine. Și un an al supranaturalului. Ce ne cere nouă Dumnezeu? Două lucruri mi-a pus Dumnezeu pe inimă, credință și unitate. Este în rugăciunea Domnului Iisus, una din rugăciunile lui celebre, să ne țină Dumnezeu în unitate. Exact. Pentru că, și să avem credință. Să avem credință în Dumnezeu pentru lucruri mari, pentru că lucrurile astea sunt pentru români. Haideți să mergem pentru ele și nu doar pentru noi, trebuie să le ducem la frații noștri din Balcani. Și Domnul a promis, am văzut valuri îngrămădindu-se la graniță, la Prut. Și am văzut cum mergea o mână. Am văzut în duhul o mână care mergea spre Rusia și mâna este din Efeseni. Apostol, profet, evanghelist, cele pastor, învățător, cele cinci slujbe mergeau din România. Deci Dumnezeu trimite România, însărcinează România să echipeze chiar pe ruși și pe ucrainieni toată partea asta. Dumnezeu face lucruri minunate și vreau să fiu parte. Valul vine. Luați-vă. Vrem să fii și noi parte ca Alfa Omega. Îmi pare bine că ai confirmat lucruri care noi le-am frământat în aceste ultime 2-3 săptămâni. O parte dintre ele o să fie și în revista care este la tipar. Aceste patru cuvinte pentru acest sezon, accelerare, separare, revelație și echipare, le-am primit și noi și credem că este o provocare pentru grupul Hristos. Dacă mulți au stat acum poate într-o stare de liniară, cred că și după această seară unii dintre ei vor primi în Duhul. Este un an de... Adică e un an de... Un sezon nou care vine cu mari provocări, dar și cu mari bucurii. Nu știu, așa o anticipare unor bucurii mari pe care Domnul le aduce. Și eu la fel. Și lei s-au trezit. Sunt micuți? Dar acum o să înceapă să lupte, să ia terenul înapoi. Da, și prin laude și prin închinare probabil că mulți se vor ridica. Amin. Iosafat a pus leviți înainte să meargă și Domnul a dat biruință. Da, așa e. Da, am vrea să stăm mai mult, ne apropiem de miezul nopții și cred că trebuie să găsim un moment de rugăciune. Ne-a pus Domnul pe inimă câteva lucruri, dar Sani, poate să încep tu. Este o tânără generație, nu mai de închinător, dar și de tineri care caută. Sunt lei tineri care așteaptă și care simt că e ceva pregătit pentru ei. Și e o generație nouă în România care... cred că se va uni cu tine în rugăciune în această seară, în acest timp de trecere la un nou an. Ne rugăm și noi după aceea. Da. Tată, venim înaintea ta cu mulțumire pentru ce ai făcut în 2013. Ai făcut lucruri senzaționale. Am văzut parte din profețiile profețite pentru Alfa și Omega și pentru țara noastră. Și sunt confirmate de frații noștri din Balcani care nu au fost până acum, Doamne, că se întâmplă. Suntem mulțumitori că Tu ai deschis o ușă în frații noștri de peste Prut, Doamne. Suntem mulțumitori că Tu arăți, Doamne, înspre Rusia, Doamne, și influența care Tu o să o trimiți din România, acest nectar de revelație al prezenței Tale. Va fi împrăștiat. Văd borcane pline cu miere care merg până în Israel, merg în Rusia, merg în Balcani, trimise de aici din România. Aceste borcane pline cu miere sunt revelația proaspătă a cuvântului
cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia, pentru că Biblia spune: cuvintele tale sunt mai dulci ca mierea. Tată, îți mulțumesc pentru această miere care tu o pregătești în acest stup în România, în acest stup puternic, Tată. Îți mulțumesc că tu ridici acești lei tineri care nu sunt încă antrenați, dar tu îi chem la luptă, Tată. Tu îi chem la luptă să ia acest tărâm pentru tine, să ia România pentru tine, să ia, Doamne, să extindă împărăția ta. Și mă rog, Tată, mă rog în numele lui Iisus ca să stăm în unitate, să fim oameni plini de credință în promisiunile pe care le-ai spus și să stăm în unitate, să stăm în unitate și să mergem pentru promisiunile care tu le-ai dat pentru 2014, pentru țara noastră. De fapt, Dumnezeu îmi spune chiar acum că este un interval. Am fost învățat să nu dau date, dar simt să spun lucrul ăsta, este un interval de câțiva ani de care Dumnezeu a pregătit românii. Și suntem pe marginea exploziei unui tsunami spiritual. Amin. Unui tsunami spiritual. Amin. Trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim pentru că acest tsunami va dărâma tot ce ne e din Dumnezeu. Amin. Și va pune la loc și va construi planurile lui Dumnezeu pentru și structura pentru următorii 10 ani care vor veni. Tată, îți mulțumesc că tu trimiți binecuvântare. Amin. Și tu ai spus că tu dărâm și tu construiești. Doamne, ne bizuim pe tine și dacă ceva mizer este în viața noastră, ca și tineri, ca și lucrători, dacă structuri nesănătoase sunt, dacă sunt în viața noastră porniri, Doamne, nesănătoase. Nu vrem să avem pornirile lui Iuda, nu vrem să avem pornirile lui Petru. Tată, ne pocăim și cerem, Doamne, să dărâm tot ce nu este de la Tine și ne rugăm ca focul Tău să curățe și, Tată, dă-ne o pasiune pentru Hristos. Hristos și atât, nimic mai mult. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos ca această Evanghelie a împărăției Tale să fie propovăduită în putere și în demonstrație. Domnul spune că 2014 este anul supranaturalului și îl cheamă din toate părțile, de la nord, sud, est și vest, cheamă oameni să demonstreze împărăția. Dumnezeu spune că acesta este timpul. Aceasta este timpul, aceasta este ușa, El ne-a dat cheile împărăției, chiar în Alfa și Omega se vor ridica oameni care vor demonstra împărăția live. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu chemi români să demonstreze împărăția la neamuri. Amin. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos ca și început. Aleluia. Amin. Aleluia. Amin. Da, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că 2014 ne-ai spus că este un an în care vei mântui foarte mult și un an de har, Doamne. Yes. Și îți mulțumim, Doamne, pentru această lucrare, Doamne, a secerișului pe care Tu, Doamne, ai anunțat-o, Doamne, și în care, Doamne, intrăm, Doamne, ca și lucrători pregătiți de Tine, Tată, în numele Domnului Iisus. Mă rog, Doamne, să mobilizezi, Doamne, această armată de lucrători la secerișul cel mare. Și, Doamne, mă rog pentru trezirea, Doamne, celor care încă, Doamne, stau în cumpănă și stau în așteptarea unor confirmări, a unor revelații. Te rugăm să le vorbești, mai ales în această perioadă, acum pe noi dintre ani, Doamne, ca fiecare, Doamne, să fie ridicat, să fie motivat, să primească, Doamne, mandatul pe care Tu îl dai, Doamne, să primească, Doamne, provocarea trimiterii pe care Tu, Doamne, l-o dai, Tată, în numele Domnului Iisus. Doamne, mă rog să-i libereze acum pe fiecare, Doamne, dintre copiii Tăi din această țară, de orice legătură, Doamne, a religiozității, a fricii, a intimidării, Doamne, a necredinței, Tată, și în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, Doamne, ca ungerea Ta proaspătă, Doamne, să fie revărsată din belșug, Doamne, peste poporul Tău din această țară, ca să putem intra de plin, Doamne, în mandatul pe care Tu, Doamne, ni l-ai dat, Doamne. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, ridică mijlocitori, ridică închinători, ridică slujitori, Doamne, la toate nivelele, Doamne. Mă rog pentru o ungere puternică, Doamne, în laudă, în închinare, Doamne, în rugăciune, în mijlocire, Doamne, în luptă strategică, Doamne, pentru câștigarea acestei națiuni, pentru Tine, Doamne Iisuse, un an, 2014, un an al secerișului bogat. Așa, Doamne, ne-ai pus pe inimă să-L decretăm și, Doamne, decretăm voia Ta peste țara noastră în acest ceas, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru că mult mai mult decât, Doamne, înțelegem noi acum și decât știm noi acum, Tu vei face pentru că Ta este toată puterea în cerul și pe pământ, în numele Domnului Iisus. Doamne, și ne rugăm pentru slujitori ai Tăi, Doamne, radical pentru Hristos, Doamne. Doamne, în foc pentru Hristos, Doamne. Doamne, Tu ridici, Doamne, această vreme, Doamne, nu vedete, Doamne, ci ridici oamenii diverse colțuri ale țării, Doamne, care se slujesc pe Tine smerenie, Doamne. Mă rog, smerenia, Doamne, se cuprinde pe toți, Doamne, și frica de Tine, Doamne. Doamne, și această trezire, Doamne, Doamne, o vedem ca ceva global, Doamne, Doamne, pe care Tu o faci, Doamne, o alcătuiești, o pui cap la cap din toate colțurile țării, Doamne, și o ridici, Doamne, și o faci să fie o mișcare de masă în care să fie numai și numai voia Ta, puterea Ta și numele Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru că ai îngăduit, Doamne, ca Sani, Doamne, și mulți mijlocitori din întreaga țară, ca lucrări, biserici tinere, Doamne, Doamne, radicale pentru Tine, Doamne, să fie parte din această mișcare și din această trezire. Doamne, și Tu ai îngăduit ca și noi ca Alfa Omega, Doamne. Doamne, să fim parte din această lucrare, Doamne. Doamne, și în această seară împreună cu Mirela, Doamne, cu echipa Alfa Omega, Doamne, și
Doamne, și cu Sani ca partener, Doamne, al nostru, Doamne, și cu mulți alți parteneri și oameni care ne urmăresc, Doamne. Doamne, să punem la picioarele Tale, Doamne, lucrarea Alfa Omega din nou, Doamne. Doamne, și să arătăm deschiși, disponibil ca să Te slujim pe Tine în acest nou sezon de har pe care Tu îl deschizi, Doamne. Doamne, suntem atât de bucuroși, Doamne, că ne-ai făcut pe toți martori, Doamne, generații cuprinse în Alfa Omega. Ne-ai făcut parte din acest moment unic, istoric, Doamne. Doamne, de final de istorie, Doamne. Doamne, și ne-ai făcut parte din această mare trezire pe care Tu o pregătești și care ne folosești pe noi ca un instrument. Doamne, și decide mergi în studio să binecuvântăm pe toți cei care ne urmăresc, Doamne, pe fiecare suflet de român, indiferent de religie, confesiune, vârstă, Doamne, înțelegere, Doamne, binecuvântează-i, Tată, cele binecuvântează și pe cei care fac posibilă ca lucrarea Alfa Omega să continue, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi, să le plătești însutit, Doamne, însutit. Doamne, trebuie să-L binecuvântezi și pe Sani, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru el, Doamne, și pe tot ceea ce înseamnă generație, Doamne, pe care el o reprezintă, Doamne, ca ungerea Ta, Doamne, proaspătă să fie peste ei, Doamne, ca ei să fie, Doamne, vocea Ta, Doamne, care provoacă, care strigă, Doamne, care... Doamne, îndeamnă care ridică, Tată Celeste, Doamne, mă rog ca revelație proaspătă să fie peste ei, Doamne, și peste toți închinătorii din România, Doamne. Te rog, Doamne, să pregătești acest închinător în regim accelerat, Doamne, amin, și să-i folosești cu mare putere. Cu mare putere, Doamne, și aceste cuvinte care Tu ne-ai dat, Doamne, peste lucrarea Domnului din această vreme, din acest sezon, Doamne, accelerare, separare, revelație, echipare, Doamne, mă rog, Doamne, ca aceste amin lucruri să rezoneze în mintea și în inima multor slujitori și pe care Tu vrei să-i scuturi, să-i trezești și să-i pui pe direcția Ta, pe plan Tău și să aliniez la planul Tău pentru România. Și, Doamne, și în unitate din studiul Alfa Omega, Doamne, cu dragă echipă și cu ceea numeresc, rostim, România intră în destinul pregătit amin de Tatăl Ceresc din veșnicii, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Nu știu, am putea să adăugăm după acest final, dacă ați avut un gând înainte de încheierea emisiunii, Mirela Sani. Mar bucurii ne așteaptă, Domnul este de partea noastră. Mar bucurii ne așteaptă. Eu am avut un gând... Zilele astea Dumnezeu mi-a dat o revelație proaspătă dintr-una din luptele pe care Moise a trebuit să le ducă și nu numai Moise și împăratul Saul și a ieșuat spiritul lui Amalek. Am stat să cercetez și spiritul lui Amalek în geometria evraică este 240, înseamnă necredință. Atunci când Aron și Huri au ridicat mâinile lui Moise, cuvântul acela înseamnă credință și cred că Dumnezeu ne cheamă să ne recăpătăm credința pentru că prin ungerea profetică Samuel a tăiat capul lui Agag, împăratul lui Amalek, amaleciților. Și ungerea profetică taie capul necredinței și cred că Dumnezeu ne ridică să fim o națiune care îmbrățișăm Scriptura și revelațiile lui Dumnezeu și lucrarea profetică sănătoasă, bineînțeles, bazată pe Scriptură, să tăiem capul acestui duh de necredință care vine să ne taie calea, pentru că asta a făcut Amalek. Domnul și-a adus aminte că le-a tăiat calea înspre țara promisă. Domnul să ne ajute. România să intrăm în țara promisă. Să intrăm și România nu și mai intrăm. Plânge. Leul din Iuda a biruit. Amin. Amin. Da, mulțumesc, Sale, că ai fost alături de noi, mulțumesc și soției tale care ne urmărește la această oră târzie a serii din studio și tuturor spectatorilor care au stat alături de noi întreaga seară. Aș vrea să încheiem tot într-o notă optimistă. Am înregistrat un moment inedit, a fost la un cort de evangelizare în Comuna Ceica și în final oameni din zonă, din comune învecinate, de diverse vârste, s-au întors cu fața către camere care și au avut un cântec pentru Alfa Omega, pentru spectatorii din Alfa Omega, un cântec ca o binecuvântare cu care dorim să încheiem această seară. Sare, Dumnezeu să te minuteze. Mulțumesc, Mirela, că a fost și este alături de mine și de lucrarea Alfa Omega. Mulțumesc întregii echipe Alfa Omega. Vă doresc la mulți ani, dragi telespectatori, Dumnezeu să binecuvânteze să împlinească planul lui cu viețile voastre în anul în care pășim peste câteva zile. Un final inedit, un mesaj al celor din Ceica pentru Alfa Omega și prin noi, pentru întreaga națiune. Spune-mi cine a biruit Iisus! Ridică mâinile sus, da? Peste ea Iisus! Cine e mergul în viață? Iisus! Scutul tăria mea. Hai spune cine a biruit frica Iisus! Cine a călcat peste ea Iisus! Cine e leul din Iuda Iisus! Scutul
ne-a salvat. Iisus! Cine a răbdat pentru lume, Iisus! Fie în veci glorificat. Și încă o dată, hai spune cine e împăratul. Iisus! Cine pe noi ne-a salvat. Iisus! Cine a răbdat pentru tine, Iisus! Fie în veci glorificat. Aleluia! 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 Iisus este Domn. Aleluia! Aleluia! Să știe aleluia, și toată televiziunea. Aleluia! 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 Iisus este Domn. Aleluia! Și la Alfa Omega, aleluia, Iisus este. Aleluia! 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 Să facem un semn cu mâna de la Alfa și Omega! Aleluia! 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 Iisus Hristos a murit pentru tine! Iisus a murit pentru voi! Iisus este leul din Iuda! Iisus! Lăudați-L și voi. Iisus Hristos a murit.